Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Apostolului și vecii vecii, la mine, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește cu noi, este Dumnezeu, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și vecii vecii, la mine. Apartament 2. 5. Proiect de hotărâre privind zonarea fiscală a terenurilor din extravilanul Atenei Grești,
județul Vaslui. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 24/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție construire bază sportivă tip 1 strada de ceva numărul 6 orașul Mândrești Sorinul Nicolae Ierca, corp de județul Vaslui privind programul anual de investiție a orașului Mândrești pentru anul 2019. 8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrativ Publice prin Compania Națională de Investiții a Plasamentului și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții proiectiv construire bază sportivă tip 1 în orașul Mândrești Vaslui. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru continuarea lucrărilor la obiectivul înființare de distribuție gaze în orașul Mândrești Vestul Vaslui, etapa a treia și includerea obiectivului în programul anual de investiții pentru 2019. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a ferestru obiectivului de investiții extindere condusă de distribuție gaz natural în orașul Mândrești Vestul Vaslui, în lungime totală de 1997 metri. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cazul aparatului de specialitate al primarului orașului Mândrești Vestul Vaslui. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și administrator, respectiv preluarea procedurii de selecție pentru concursul de ocupare a postului de administrator la Sece Utilităților Negrești de Tunasului. 13. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție extinderea rețelei de distribuție energie electrice ale a blocurilor numărul 1 orașul Negrești de Tunasului. 14. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiții, refacere, șarpantă și îmbrinitoare la construcție existentă spital oraș Negrești de Tulasului. 15. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție locuințe pentru tine destinate închirieri pe plus de etaje, etapa 1, strada casă apelor numărul 1 a orașului Negrești, județul Vaslui, în programul anual de investiții a orașului Negrești. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiții expertizarea aplicare de teren mal stântul până la zona pod în programul anual de investiții a orașului Negrești, județul Vaslui, pentru 2019. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului pentru gestionarea primilor fără stăpân în orașul Negrești, prin concesiune și a documentației necesare pentru delegarea acestui serviciu. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Negrești pe trimestrul 3/2019. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deliberării de credite bugetare. 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 de lei din bugetul local al orașului Negrești Lăcașilor de Cul. 21. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 6 din HCL numărul 98 din 20 decembrie 2018 și articolului 38 din anexa la HCL numărul 98 din 2018 privind înființarea clubului sportiv orașului Negrești Lăcașilor de Cul. 22. Proiect de hotărâre privind delegarea și 23. Analiza adresei depusă de 10 utilități care ne crește privire la înființarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor vegetale de pe spații de verzi de la locuitorul orașului Negrești. 24. Analiza adresei vădinite cu programul lungit care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în ceapul clădinitei. Și 25. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locale. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Da, vă reamintesc prevederile articolului 228 din codul administrativ. Dreptul local de a fost reprezentată în conflict de interese la vot proiect de hotărâre. Să facă menționare acum. Domnul Rotaru Bordan, la proiectul 11. Domnul Sărbăt. Domnul Sărbăt. Domnul Sărbăt. Domnul Sărbăt. Domnul Sărbăt. Mai am găsit la proiectul cu extindere de licitație. Da. Este, da? Trei. Și părinții se fac activ. Da. La proiectul. La mai mult. Cu alocare de pentru da. 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 Am rugat să dăm cu silent, o să le închidem. Primul proiect de hotărâre, da, care este numărul 2 în căsătător. Organizare, funcționare și autorizarea transport de legii de taxe. Avizele de la comisie, vă rog. Comisia economică, aviz favorabil. Comisie vă dăm un cuvânt favorabil. Mulțumim. Discuții? Da. Da. Avem în sală domnul care solicită înființarea. Da? Da, da. Dacă vreți să ne spuneți de la cum e. Da, sunt Sorin Spagiu, din județul Iași, șefenița, sunt căsătorit, în Bucovina, și am constatat
Căsătorit măritat în Negrești. Căsătorit cu soția din... Măritat în Negrești, da. Și am constatat că la acest oraș mare și minunat nu sunt taxiuri. Și am zis, cu bunăvoința domnului primar, am citat să... Nu cu bunăvoința mea, cu aprobarea Consiliului Local, pentru a porni această, pentru a facilita accesul tuturor negreștenilor și nu numai a transportului regional. Da, mulțumim. Întrebări dacă sunt. Alte discuții? Aveți ceva de să-i adresați inițiatorului? Inițiatorului de... de idei. Am înțeles că activitatea se desfășoară numai în interiorul orașului, nu? Se desfășoară doar în interiorul orașului Negrești sau și în statele componente? Și în statele aferente. Și în statele nu aferente. În exteriorul orașului Negrești. Da, dacă sunt solicitări, de ce nu? Care un client din Negrești care vrea să meargă la Iași, clar că este din Negrești. Deci, domnul Romanescu, întrebarea dumneavoastră era următoarea. Dacă se desfășoară doar pe teritoriul unității administrative sau poate să facă ieșire, dacă vrei să mergi la Negrești la Vaslui, poți să mergi cu taxiul. Asta era întrebarea, da? Mai sunt alte întrebări solicitantului, domnul Ionescu? Nu. Dacă la acest proiect de hotărâre mai sunt intervenții, nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul privind regulamentul de repartizare și închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat. Vrem avizele de la cele trei comisii. Comisia Economică, aviz favorabil. Verbalist favorabil. Juridic favorabil. Dacă sunt discuții, întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Da, nu mă rog, trebuie să prestați acolo. Nu știu, membri. Spune-mi. Mulțumesc, domnul profesor. Deci, țin minte că trebuia să completăm cu noi doi consilieri locali. Aveți propuneri? De două nume? Domnul Cristian Lucă. Pentru că a mai existat o comisie asemănătoare și nu au fost probleme de reclamații și din acea comisie făcea parte domnul Petrunel Baciu, eu propun să facă parte și din această comisie, dacă și domnul nostru credea. Deci domnul Petrunel Baciu este propunerea dumneavoastră, da? Și încă o propunere. Domnul Ionescu, aveți aceeași propunere? Aceeași propunere. Altcineva? O altă propunere? Eu îl propun pe celălalt membru din comisie. Adică să păstrez structura comisiei, că și-au făcut treaba destul de profesionist, zic eu, și cum a spus domnul Rusu, nu există. Deci domnul Petronel Baciu și cine e celălalt membru? Cine a fost? Domnul Romanescu, da? E regulă? Deci, supunem la vot pentru domnul Petronel Baciu cine este de acord, cine este pentru, împotrivă, abține. Facem un chestie sau vreți să facem vot secret pentru că... Nu. Da. Pentru domnul Romanescu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci cei doi consilieri sunt domnul Baciu și domnul Romanescu și acum supunem la vot proiectul. Dacă sunt alte discuții, alte observații, alte întrebări, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Numărul 4 în ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartizarea în vederea închirierii a locuinței realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, strada Unirii, blocul 2, scara A, parter, apartament 2. O să facem vot secret. Doamna secretar, spune că facem vot secret. Și am văzut că aveți aici un deținut de vot, da sau nu?
Pentru ce? Pentru repartitori, apartamente și unele. E vorba de persoane. Păi da, dar... Spre vătros, asta timp cât este o listă. Spre de depozitul administrativ. Și poate vota și... Și poate vota și cum vă știți. Da, nu, și vezi ce vă știți. Și nu și... Deci văd că e vederea închirierii către doamna Maxim Mihaela. În tot ceea ce privește da? Persoanele și privind ce vom face. Doamna Gorogan, înțeleg că s-a eliberat o locuință, da? Da. Și se repartizează următorului referent. Da? Aprobată... Și cea care îndeplinește criteriile este cea nominalizată mai înainte, da? Poți de ferie să îndeplinesc criteriile, dar persoana respectivă este are și cea, că, cel mai cea care urmează de ferie. Păi la asta m-a referit, că îndeplinește condițiile și ca punctaș. Da, da? Tăiem ce nu ne convine, da? Da. Deci rămâne, da? Sau cum? Întrebarea de răspunsul. Deci răspunsul netăiat este cel pe care îl validăm, da? Am rugămintea că... Au ajutat toți? Ce începe este ce... De, Bogdan, ce nu vrem și rămâne ceea ce... Da, așa specificat. Aia, ceea ce nu vrem și rămâne ceea care... Da, sau... Da, și-am rugămintea... Aici. Am să rog la următorul, așa că vă rog dumneavoastră ca să nu vă stați. Mi-a să mai mult. Trebuie să aminte cum era mult, așa că e important. Doamna președintă, nu vrea ales să lească o comisie de numărare a voturilor, cum așa aici? Una de validare. Nu mă ocup eu de partea aceasta. De ce și așa sunt știți? Și toate sunt cu da. Sunt cu da. Acum am stat bilete cu președintele ședință, mă trebuie mai bine. Deci, cu 16 voturi pentru, da? În ceea ce privește nominalizarea doamnei Maxim. Mai trebuie să mai... Domnișoara, mă. Proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind zonarea fiscală a terenurilor din extravilanul UAT, județ Negre, județul Vaslui. Cele trei comisii, avizele? Comisia economică nefavorabilă. Urbanii favorabil. Juridic favorabil. Discuții? Întrebări? Domnul profesor Sărbătă. Am intervenit și la comisie. Deci toate terenurile extravilane sunt în zona A. Am înțeles că prin codul fiscal se specifică dacă nu există studii pedologice, agrochimice și oponitarea terenurilor, se trece totul la zona A. Acum am înțeles că sunt studii mai vechi, că când era CAP-ul erau asemenea studii, eu am studiat cărți, că aveam nevoie în anii 75, cărți foarte bune privind tante, privind erosiune, privind multe alte treburi. Am înțeles că nu sunt, dar trebuie început și refăcut. Fiindcă nu toate terenurile sunt în aceeași zonă, chiar dacă nu sunt diferențe mari de preț. Dar pentru a fi corect. O râpă, nu știu de unde, dacă vă uitați la tarlalele de acolo, scrie râpi. Ei, când e râpă, e râpă. Când e un teren de terasă, e teren de terasă.
nu se cultivă poate acolo. Dar, în principiu, am acceptat ideea respectivă. Mulțumim. Domnul primar, domnul președinte. Vreau să răspund la recum domnului profesor. De acord cu dumneavoastră, toate trebuie făcute, numai că toate se fac pe bani. Toate astea se fac pe bani. Studiile pedologice am fost lovit de o asemenea situație la planul urbanistic general și vreau să vă spun că nu fost prea sigur. Bani la cadastru, bani la toate studiile care se fac. O traiță de bani și tot ne ajută. Dar oricum o să trebuie să intrăm în timp. Studiile care sunt de acum vreo 40 de ani, mai bine. Bani și asta. Mulțumim, domnul președinte. Eu vreau să întreb. E vreo diferență față de anii anteriori? O dată. Și doi, văd aici sumele între 22, 31, 40, 50. Da? Care va fi suma aplicată? Doamna Golunar, ați auzit întrebările, da? Da. Mă rog. În proiectul din legea, cum este el, nivelul acesta, care s-a aprobat în luna aprilie, acestui an. Învățitățile care am prezentat au fost două zile, am spus că este pe hectare. Nu știu pe de lăsă în fiecare. Da, văzut pe aici cineva, de la două zile. Da. Mai aveți alte întrebări, domnul Baciu? Ca o completare la ce am întrebat, dacă am aprobat în aprilie, asta vine ca o completare, ca o ce? Pentru terenul din terenul clădiri și se aplică un coeficient de corecție în funcție de zonă. Pentru piramidă există o zonare, pentru hexagram nu există o zonare pentru hotărâre de consiliu local. Atunci aceasta vine ca să așeze lucrurile într-un cadru legal. Domnul Baciu? Domnul Rădăcină. Da, să spuneți că impozitul se adaugă indice respectiv la valoarea hectarului. Da. Cum s-a evaluat hectarul la valoarea indicei? Valoarea lui, Francis. Pentru terenul agrabil. Un hectar de teren agrabil are un impozit pe an de 52 de lei. Care se folosează cu eficientul de 1.5 și el sunt încât de 53 de lei. Nu e cât valorează un hectar, cât se vine hectar, sau valoarea lui, nu este valoarea de fiat. E ca la apartament, cu valoarea lui. Nu este valoarea de fiat al terenului. Alte întrebări? Putem supune la vot, dacă nu sunt alte întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea HCL numărul 34 din 24-a 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. Aici știu că avem niște modificări. Da? Haideți să vedem avizele de la cele trei comisii. Comisia Economică a vizit favorare cu următoarele amendamente. Articolul 486, punctul 2, taxa de utilizare pentru terase. Propunem să modifice la 1,7 lei metru pătrat pe lună. Iar la punctul 3, taxa pentru utilizarea locurilor publice, respectiv garaje, propunem pentru persoane fizice 0,7 lei metru pătrat pe lună, iar pentru persoane juridice 1,2 lei metru pătrat pe lună. Practic, trei modificări de tarife, da? Da. Mergem mai departe, următoarea comisie avize. Juridic favorabil cu... amendamentele care s-au spus și câte probleme. Domnul Romanescu? La fel, da? Nu, tot mai așa mai bine. În cazul, dacă sunt discuții mai întâi, alte intervenții? Nu. Da, domnul Rusu, vă rog. Vreau să dau eu o nuanță aici. Am discutat foarte mult la comisia acest proiect de hotărâri. Am stabilit, practic, că nu vor crește aceste tarife de la o... de la un an la altul, dar instituim aici un fel de cadru legal prin care putem lua aceste taxe. Am rugat să fac această intervenție tocmai pentru a se scrie și în proiectul procesul de bagă și dintre. Am rugat ca juridicul să se gândească și ce înseamnă pe viitor o formă de document
de, pentru încheierea între beneficiar și autoritatea publică a acestor spații. Pentru că, dacă, doar o completare, dacă nu știe cineva, e vorba despre acele concesii care au ajuns la final și care concesiuni și pentru care nu mai avem cazul legat să prelungim. Să găsim și o formă prin care putem să încheiem un document între noi și cei care vrem în cer. Pentru o ședință următoare. Deci, domnul jurist, aceasta a fost sugestia domnului consilier Suda, să se găsească o formă legală. Am înțeles. Vă pot răspunde. Acum, forma legală este, așa cum spune codul administrativ, doar prin licitație publică. Concesiunile cât și închiriere. Orice închiriere și orice concesiune se face prin licitație publică. Unu, în patrimoniul public sau privat al oașului, se închiriază sau se concesionează doar prin licitație publică. Pentru a face această activitate, am mai informat Consiliul Primăriei și Consiliul Local, trebuie realizat cadastru pe oraș și făcut dezmembrarea, cotizarea fiecărui garaj sau imobil în parte. Imobilul respectiv la terminarea contractului se poate prelungi din contractul inițial jumătate cu perioada inițială, ori la terminarea prelungirii, așa cum domnul nostru a întrebat, se poate scoate din nou la licitație publică. Deci asta este procedura legală, dacă m-ați întrebat legal. Asta este legea. Deci, dacă vreți să spuneți că singurul demers legal este cel al licitației, da? Așa se spune. Domnul Rusu, mai aveți o întrebare? Da, pentru că mi s-a dat răspunsul, aș vrea să rog ca atunci când se încasează această taxă de la cei care o vor plăti, să se explice clar că nu dețin acel teren într-o formă legală și că o plătesc doar pentru că o folosesc în perioada respectivă și că oricând poate fi scos la licitație dacă se îndeplinește de care domnul jurist vorbește. Mulțumesc. Doamna Jeni, ați reușit să scrieți ceea ce a spus domnul Rusu? Domnul primar, după aia domnul Olivia Popa. Eu vă dau cuvântul dumneavoastră. Deci, sunt situații și nu puține când aceste contracte au expirat. Chiar suntem în situația în care nu știm ce avem de făcut, cum bine a spus și domnul Gerus. Eu gândesc că pentru cei cărora nu le-a expirat contractele, doamna Alina Gorogan și domnul jurist, să ne gândim, să notificăm acei oameni, să-i punem în gardă că urmează ca perioada următoare să vină să-și renuiască contracte, dacă se mai poate. Deci, în situația în care avem putea să le modificăm contracte cu o jumătate de perioadă, dar unde nu este posibilitatea, e venit să-i avertizăm pe oameni din timp. Deci, să nu-i așteptăm să vină la expirarea contractului, să-i notificăm, chiar începând de săptămâna viitoare, acele situații unde expiră la anul sau peste un an sau doi, le spunem, sunt în situația aceasta. Da. Deci sunt două sugestii pe care una a făcută de domnul Rusu și una a făcută de domnul Rusu. Domnul Olivia Popa? Domnul Radu, aș fi scurt. Înțeleg, prima opțiune este cadastrarea, da? Da. Deci întâi cadastrarea și mai scoate de la distanță. Trebuie intabulat, dreptul nostru de proprietate. Deci întâi cadastrarea, da? În funcție de buget. Asta înseamnă că, după mintea mea și fiind de a sta timp la masa asta, știți ce înseamnă asta, că nu se va face foarte curând. Așa e sau nu? Probabil. Pentru că implică niște costuri foarte mari. Dacă se ajunge la licitație, am să vă rog să anunțați între proprietarii, între ghilimele, da, proprietarii concesiunii, că să participe și ei la licitație, că s-ar putea să trezi într-o situație amuzantă să-și facă. Nu mai ești. Obligatoriu să facă chiar, să te va comunica. Da, dar asta e așa, mai mult o chestie prezumtivă, pentru că... Deci, trei sugestii, da? Bun, supunem... Da, mai sunt discuții. Da, să nu face, vă rog. În comisia de acum 2 ani, 3 ani, care s-au discutat taxele locale, s-a discutat de o taxă pentru deparcare. Nu mai știu cum era numit acolo, da? O taxă, nu știu cât era, 5 de 300 de lei pe an,
în care persoanele adiacente locului respectiv să aibă prioritate și să aibă acel loc de parcare în perioada 18-20 seara până dimineața, la 6 la 8. Propunerea nu a fost a noastră, a venit de la niște oameni. Noi am spus, domnule, nu putem să facem chestia asta, că nu vă oferim siguranță, nu vă... Și domnule, nu va fi o taxă de 5 milioane, de 10 milioane, dar o taxă de 50 de lei, de 100 de lei, o putem plăti și acel loc să avem unde ajunge pe țara cu mașini. De ce? În primul rând, pentru că sunt destule mașini care nu au fost mișcate, cred că, de 2-3 ani. Și v-ați lovit de chestia asta, probabil, și ieri și astăzi, când, acolo, la C3, în spate, unde se lucrează. Cu aleia de la proprii, nu? Da. Din păcate, încă nu s-a pus în practică. Să mai adunăm și niște bănuți la buget pe deasupra. Nu era vorba de parcările făcute pe proiect. Nu erau parcările de la stradă. Erau locurile din spatele blocurilor de la... Și care nu sunt sub proiect. Și care nu sunt sub proiect. Și acolo, pur și simplu, se marca, eu știu, cu o boxea, numărul de mașină și adică faptul că să parcă. Sigur da? Că da. Și aia putea să facă fiecare om se pare. Domnule, domnule, să răspundă, da? Sunt două situații distincte în această situație. Două în această aspect. Odată am putea vorbi de parcările vechi, așa cum sunt, amenajate sau mai puțin amenajate. Și putem vorbi de cealaltă variantă, problema parcărilor create în urma acestui proiect de program operațional regional. Și acolo nu avem încă posibilitatea să facem, să scriem, pentru că suntem în perioada post-implementare și legea ne spune că timp de 5 ani de zile nu putem închiria nimic acolo. Nelu, când expiră perioada post-implementare? La anul octombrie. Deci putem discuta alea din octombrie încolo și pe acele parcări. Dar nu pe parcările de doar a domnului național. Nu, păi nu intrau alea, alea nu intrau la domnului național. Celelalte parcări, cred că primul lucru care trebuie să facem este să le amenajăm, pentru că nu putem face. Mie mi-e jenă să facem, să închiriem parcări care arată anapoda. Amenajăm și asfaltăm aleia dintre C2 și C3. Iar ca suntem în situația când putem face acest lucru, domnul profesor, și o să facem. Și alte zone unde putem face acest lucru. După cum pot să vă spun că eu parcă nu prea mă trage inima să umblu la ce inițiez un astfel de proiect. Care m-aș lăsa pe dumneavoastră. Solicitarea oamenilor, să știți. Vă rog, preferă să dea 50 de lei, 100 de lei pe an. Mulțumim, și să aibă locul garantat acolo. Da, la aspectul discuției. Cred că ar trebui să ne pistăm mai întâi dacă și mașini care poate ești mai multă stare de funcționare și o fi doar de public. Trebuie ridicate de acolo. Nu știu unde. Nu știu ce proprietarul, dar eliberăm locul ăla pentru fața de curent. Poate mai sunt, că am mai văzut și eu ce sunt plate și nu știu cum. Nu, trebuie să stea cu domeniul de public. Există cimitire, acum există posibilitate. Legat de, da, legat de parcările, cum spunea domnul, pe drumurile naționale, nu ocupăm. Eu vă gândesc că vin în târg mai la vale și să parchez mașina. Aici, nu știu cum, ocupat. Legat la proprii vechi, o parcare a magazinului. Nu ocupăm pentru locatari. În spațiile, nu, unde să-și facă? Domnul, nu, nu, alea nu-i de ocupat de locatari. În spatele blocului C2, da, în fața blocului de garsoniere și C1 care e acolo, sunt deja parcări, se pot face parcări, da. La blocurile ANL, V7 și mai la vale, se pot, nu se duce nimeni, acolo să-și parcheze mașina temporar. Deci trebuie văzut, nici în spatele primăriei nu sunt nimeni parcări cu plată. Da. Nu-i corect. Domnul Ionescu, domnul Popa, acolo. Aș vrea să întreb cu garajele care sunt pe canalizarea orașului. Ce sunt acolo? Ce anume? Că da, domnul Popa. Garajele care sunt amplasate peste canalizarea orașului. Domnul Vici. Sunt garaje amplasate pe canalizare. Aici ai nicio problemă. Nu sunt făcute nici de acum un an, nici acum cred că sunt făcute vreo 20 de ani acele garaje.
care probabil nu s-a luat în calcul la momentul de trecut. 40 de ani. Sau 40 de ani. Are 70 garaje care, într-adevăr, problema care vă privește din asta legătură cu liceul Nicolae Iorga, a fost proprietarul garajului, o să-l demoleze un pic, să-și ia de acolo să se elibereze și atunci vom interveni și în buldo, să vom canalizarea de la liceu. De câteva zile. Să știi problema. Da? Domnul Cristi Popa. În rest, nu pot să știu la vremea aia. Da, domnul Cristi. Mulțumesc. Domnul Cristi. Susțin ideea cu taxa pentru locul de parcare. Cred că la magazinul de profi vechi, acolo nu prea au unde să fac cu magazinul, dar cred că îi plătim noi, să le dăm 4, 5, 7, 10 locuri acolo în față și să plătească. Dacă nu au, facem mai. Dacă nu au loc, cum să-și facă, vor parcare. Mulțumesc. Mai sunt alte intervenții? Nu. Vom supune la vot proiectul în forma inițială, așa cum a gândit-o inițiatorul, deci, și apoi în forma cu modificările pe care, cu amendamentele de la comisie, da? Deci, în forma inițială avem cu 25 de lei metru pătrat pe lună, sunt la articolul 4, da? 1 leu metru pătrat persoane fizice, 2 lei persoane fizice. Cine este pentru în forma inițială? Împotrivă? Abține? Ok. Toți. Și acum votăm în forma cu amendamentele prezentate de comisie. 1 leu 70, 60 de bani și 1 leu 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul 7 de ordinea de zi, privind introducerea obiectivului de investiție, construire bază sportivă, bunul strada de Ceval, Liceu Tehnologic Nicolae Iorga Negrești, în program anual de investiție a orașului Negrești. Să vedem avizele celor patru comisii. Comisia economică aveți favorabil. Comisia bărbare favorabil. Comisia favorabil, cu amendamentul sus. La 8. Secretarul favorabil. O aviz de la Ministerul Educației. La 8. O să cerem pentru amândouă. Da, spuneți-vă, domnul profesor. În amendamentul menționat de domnul profesor, aș mai putea să reamintesc, mă scriu domnul Rotaru aici, deci vorba de suprafață fără poligon. Vă rog să menționați procesul verbal. E vorba de 16 milioane. Deci fără poligon, pentru că ăla este absolut necesar pentru școala de sport. Deci domnul profesor Popa vrea neapărat să fie scris în procesul verbal că poligonul nu intră în acest proiect. Fișe diferite și nu sunt probleme, nu? Domnul primar, vă rog. Intervenții, dacă sunt la acest proiect, domnul Cristi Rusu. Aș vrea să fac o intervenție referitoare la proiectul acesta și m-aș lega și de 7 și de 8, pentru că ele sunt practic la pachet, practic, așa. Am întrebat la comisie foarte direct colegii de la investiții dacă s-a făcut un studiu de impact asupra vecinului, asupra populației, pentru că băgăm un teren de câteva mii de metri, 5.000 de locuri, dacă bine mi-amintesc, domnul primar, 500 de stratimă, cu terenul de antrenament și toate cele în centrul orașului. Acum știți că există un principiu drept, un drept în care spune că dreptul meu se termină acolo unde începe dreptul altuia. Dacă noi băgăm acolo și deranjăm vecinii, pentru că mi s-a spus la comisie că nu există un cadru legal în care se puteau face o studiu de impact, tocmai pentru că nu sunt fonduri alocate și nu s-a făcut, pur și simplu s-a văzut un teren, îl punem acolo. Acum eu întreb, nu știu, dacă vecinii din jur vor fi deranjați de acel teren, cu nocturnă, cu terenul de antrenament, cu... Cine s-ar gândi la lucrul ăsta? Îl punem în centrul orașului. Prin urmare, n-am nimic această investiție, consider că guvernul face o treabă bună creând alte terenuri de sport pentru cetățenii de frumos, dar cred că amplasamentul trebuia să ia mai cu atenție și o să vă spun ca să mă abțin la acest proiect, tocmai din, la două proiecte din acest considerent, pentru că dacă mai
se va ajunge că el este apăsat într-un loc în care se urmează vecinilor de acolo și cetățenilor, cred că am făcut o alegere greșită în acela tratament. Dacă primim și nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci e o alegere bună. Prin urmare, abținerea mea are și o rol. Domnul Rotariu, la ce distanță avem locuințele de bază? Mă rog. Chiar lângă. Sincer, nu le-am măsurat deocamdată, dar prin certificatul de urbanism pot să cer acordul vecinului. Deci, din ce am văzut, sunt gata. Dar, de unde? Face și un studiu din fața așa cum dorește domnul consilier. Da. Dar, astăzi, întâi avem nevoie de aprobarea de barăm investiția ca să includem un cheltuial la... În ședința următoare am putea să primim date mai amănunțite? Înțeles, dacă da? Dar vorba de studiul de impact care cere domnul consilier... Am înțeles asta, nu vorba de studiul de impact. Da. Domnul Rotariu Bogdan? Acest teren este necesar în orașul Negrei și mai ales că este foarte bine construit în curtea liceului. Are nevoie liceul de teren și pentru ala de sport și pentru ala. Ce mă deranjează cum este mai tare acest proiect este pentru că terenul nu este al atentului. Construim pe zâmbi stat prost, construim ceva pe ce nu e al nostru. Un pic. Trebuie avizul Ministerului Educației. Dar Ministerul Educației nu ne dă avizul. Unde da avizul, nu e nou. Pentru că aceste terenuri sunt construite de terestre. În protocolul care este semnat pe Parlamentul European 2020, iar județul Vaslui s-au trebuit 4 terenuri. Iar Asociația Județeană de Fotbal a trebuit un teren și oase cu bază și orașul Negrești. Și tare, aceste terenuri va fi construite, după părerea mea, 100% va fi construit. Și tare ne teamă că din cauza acestor vicii de procedură, gen, cum a spus și domnul Rusu, gen, nu știm acum terenul, trebuie avizi, trebuie ministerie. N-a fost aprofundată chestia asta de la început și nu avem toate avizele. Mică o să pierdem finanțarea și ridicăm după aia de lucru. Temerea dumneavoastră este terenul și a doua temere n-a fost mai mult să cu vecinii. A, legat de vecinii. Că dacă vecinii nu vor și mai este al treilea, sper să nu deranjeze liceul cu... Ăla cu poligonul auto. Eu când am făcut prima propunere acolo, mi-au sărit în cap și domnul Ionescu și domnul Popa și îmi știți poligonul. Tocmai s-a spus că... Deci, domnul numele, doresc să răspund. Problemele astea au fost discutate în foarte mare amănunt la comisie. Inclusiv cu avizele, inclusiv cu asta. Nu v-ați uitat, nu v-ați uitat în schemă. Dacă să vă uitați pe schemă, pe schemă nu este prins poligonul respectiv. Hârtia care la comisie s-a spus de când domnul Rotaru că a fost trimisă la minister. Și asta este procedura. Urmează, oricum nu se va face probabil poftin din decizii și în luna lui februarie începe lucrarea. Mă îndoiesc, adică aș fi surprins să întâmple așa ceva. Să vedem în funcție de avizul respectiv care urmează să fie cerut. Se va respecta aceeași procedură care s-a făcut cu, știți, cu bucata aia, cu terenul ăla care s-a dat pentru un steapă. Gata. Pentru GPL. Așa, dacă tot discutăm la nesfârșit, mai simplu, haideți să nu mai facem. Nu mai face nimic și rămâne cu curtea acolo, că noi nu-mi deranjează, să știți, că noi avem acolo albine, am pus pomi, avem ce face. Dar așa doar să discutăm că mai trebuie nu, vecini. Haideți să vedem vecine de la deal, că poate nu-i știți. Primul vecin este Moara cu Ciocănele. Oare-mi deranjează Moara cu Ciocănele? Ce se va întâmpla acolo? După aia mai este o livadă, mai este Beco și liceu. Liceul nu cred că o să fie deranjat. Să vă obișnui cu zgomotul, dacă îți dau un cotru. Problema pe care o văd eu la acest proiect este în urma avizului obținut, sper, de minister. Cu siguranță va trebui obținut un aviz și de la școală, dar eu consider asta o formalitate, că până la urmă se face pentru oraș. Problema cine va face contractul respectiv și cine va administra baza respectivă. Cine, oricum e clar, poate ceva mare, cum a spus domnul Rostu, 500 de oameni, terenuri, o să fie acolo, oare și bani, material, trebuie să fie cineva să aibă grijă de ea. Acum, nu o să lăsăm tot Târgu Jura și fotbal la deal, probabil. Da, dar o să fie nu? O să fie de genul, eu știu, cineva acolo, o să stabilim niște taxe, probabil tot la masa asta, nu? O să fie cineva cu chitanță frumos, o să fie factor de plătit, curent și ăla, de cine o să plătească? Dar astea eu cred că sunt probleme care se pot rezolva. Domnul Morașan, acesta l-ați cuvântul? Da, vreau doar atât să menționez că în orașele mari, chiar și Vaslui are stadionul în mijlocul blocului. Dacă este un program care e de meciuri așa,
la bunul simț, poate și juca până la ora 10 seara, chiar dacă se trebuie nocturnă sau până la 11 seara, după aia omul poate să eliminează fără probleme, dacă există un campionat sau așa, neapărat să joace la 2-3 din noapte. Deci poate face un program care nu deranjeze nici vecinii, nici liceul, nici nimeni. Așa. Domnul Popa, domnul primar. Eu cred că poziția e una foarte bună. Cred că UAT-ul nu are disponibil alte suprafețe relativ aproape de oraș, centrale, iar să duce o bază sportivă în afara orașului presupune utilități. Gândiți-vă cum ar fi să fie o bază sportivă la care nu ai apă, nu ai canalizare, trebuie să amenajezi băi, poate trebuie vestiare, trebuie gaz, atunci unde să se faci astfel încât să ai și utilități? E o poziție foarte foarte bună. Mulțumesc. Domnul Șumar? Nu sunt utilități. Nici acum, nici pe. Da, da, eu sunt surprins, eu sunt surprins să aud voci care înțeleg de acum se opun creierii unor baze sportive și vă surprinde cu atitudinea și poziția lui Bogdan, care știu că este mare viitor de sport. Gândindu-se că deranjează nu știu ce vecini. Vreau să spun, Bogdane, dacă nu cunoști zona, dar o cunoști foarte bine, te faci că nu cunoști chiar asta. Dar că ți spun eu, la vest e moara și acel depozit. De fapt și ăla. La nord e liceu și drumul național, de parte. La sud, Ligeră de Salcâmp și nimic altceva. Iar la răsărit, la est, nimic. E stația Peco și niște, da? Pe cine deranjăm? Dar întreb și eu, stadioane care s-au făcut în Iași, în Giulești și în toată România și în jur sunt blocuri. Să joacă în Champions League la ora 10 seara, până la 12. Deranjează vecinii? Ce vorbești, Bogdane? Da, nu, nu, n-am terminat, vă rog. Vă adresați direct și... Păi nu, că nu dialogăm. Nu mi se pare corectă poziția ta, Bogdane. Eu înțelegeam că tu iubești sportul. Acum te pui de-acolo medișul. Chiar nu te înțeleg. Ba da, eu înțeleg. E un afront de acum. Nu-l facem, fraților. Deci, domnul primar, nu este un afront și nu cum am opus. E o problemă de legalitate. Pentru că facem un proiect și plecăm de start greșit. Dar nu știm a cui terenul. Nu avem terenul, nici am înțeles. Terenul este al UAT-ului, da? Și la administrează liceul. Domnul Rotariu, ar pui terenul. Este ca domeniul public al orașului. Ca să înțeleagă, Bogdan, știe Bogdan. În alegerea, în extractul de carte funciară care l-ați depus aici, fi foarte clar că este a Ministerului Educației. Construcția nu face SRS-ul, construcția o face Compania Națională de Investiții. Da, pentru că SRS-ul nu face construcția asta delegată. Potrivit legii învățământului, deci legea 1 pe 2001, se trebuie să cere avizul conform de la Ministerul Învățământului, Ministerul Educației și Cercetării. Vă rog. În primul proiect privind includerea ca obiectiv de investiții, nu ne trebuie acel amendament, la următorul trebuie amendamentul cu avizul conform al Ministerului Învățământului. Procedură care se va face, deci înainte de a preda amplasamentul, trebuie să avem avizul. Vreți să mai citați ceva din proiect, să invocați ceva din proiect? Vreau să fie la proprietari, la anexa, la asta, partea de acolo, să fie proprietari. Să fie inspectoratul scolar, vă spune. Nu e pe așa. Supunem la vot? Da. Uitați-vă mai... Cine este pentru? Primul, includerea obiectiv. Suntem la proiectul 7. Împotrivă. Abține. Proiectul numărul 8, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Rusului și Compania Națională de Investiții, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construirea bazei sportive tip 1 din orașul Negrești, Vestul Vaslui.
Avizere. Comisia Economică a fost favorabil cu amendamentul ca această prezentare să se facă după obținerea avizului de la Minister, Inspectorat, Liceu. Comisia vă rămân cu zi cu același amendament. Favorabil. Favorabil. Cu aceeași probleme grăbite. Discutim. Vorbim același lucru și pentru că construim pe ceva sau predăm ceva ce mi-a luat. Care și dumneavoastră recunoați toți prin acelea aviz la comisie. Nu, la comisie am discutat ca predarea să se facă după obținerea avizului de la minister. Da, e același lucru. Pur și simplu. Nu asta zice domnul. Da, vă rog, domnule. Chiar dacă poate vorbim doar la modul teoretic legat de acest aviz. Da, da. Dar el, probabil și acest aviz este o formalitate din partea ministerului. El totuși trebuie dat. Da, și putem pune 1% faptul că ministerul spune, domnule, nu. Așa. Atunci mai putem preda la bază? Asta era. E o formalitate, nu cred că va întâmpla chestia asta, ca ministerul, odată el ministerul a vins pentru ăla care a făcut gaz și spălătorii au luat. Domnul Părintos, să vă spunem ceva? Nu? Alte discuții sunt, domnul primar, vă rog. Putem supune la vot proiectul cu numărul 8? Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Cristi Proiectul numărul 9, privind aprobarea notei conceptuale pentru continuarea lucrărilor la obiectivul înființare și distribuție gaze naturale în orașul Mezeu, deci va fi etapa a treia și includerea în programul anual de investiții pentru 2019. Avizele la comisii, 3 comisii. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Mulțumesc, aviz favorabil. Juridic favorabil. Da. Discuții? Întrebări? Domnul Rusu? În raportul de specialitate se specifică că sunt 3 Streja, Licuza, Ile Caragiale și Ice Primul. Întrebarea mea este dacă, cu niște lungimi de stradă aici, dacă aceste lungimi înseamnă că sunt totalitate. Domnul Rotariu. Toate vor fi totalitate. Cap coadă. Toate locuințele în viitoare vor avea acces la asta. Mulțumesc. Atât? Am și o întrebare. Nu se pot introduce pe, în acest proiect și racordarea sării de sport de la IAS și la școli generale? Sala de la școala generală. Da. Întrebare de la domnul Rotariu pentru domnul Rotariu. Da, nu. E vorba de extindere, e ceea ce de branșat. Au fost, poate am vorbit la gazele, ei sunt și pentru proiect, pentru că tu mi-a ajuns la ei. Deci am vorbit la pentru de afeștere. Da. Ce sunt organizarea o face. Fiindcă e vorba de extindere, în cazul dar. Putem să includem în același proiect, din nou, întreb și eu, de ce nu s-au gândit? Și domnul Rotariu insistă și întreabă de ce nu v-ați gândit. În funcție de solicitări. Altcineva? Asta mi-e o proiectare, pare rost. Altcineva? Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10, am zis bine, da? Privind aprobarea indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiție, extindere conducte de distribuție gaz natural în orașul Negrești, în lungime totală de 1997 de metri. Avizele la 3 comisii. Comisia Economică, aviz favorabil. Vorbare în favor. Juridic favorabil. Discuții, întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pot să-mi întrebați? Cam când se preconizează cu aproximat începerea lucrărilor? Noi sperăm în luna decembrie să semnăm contractul cu gazele. Știți de ce întreb? Pentru că, de exemplu, aici e primul, chiar că eu, Alexandru, am pus s-au făcut lucrări de canalizare. Să nu apuce să le asfalteze și eventual vine gazul din urmă și taie, nu vor pune, clar nu vor pune. Nu, mă gândesc oricum este distrus zona acolo, măcar când mă lupă. Și orice intervenție la orice constructor trebuie să aducă la stadiul de da, nu, dar mă gândeam că vor lucra... În cazul publici că nu le-au adus la stadiul inițial. Și acum abastul, de 4 ani de zile, le-au adus la stadiul inițial. Acum
Variantele pentru aceste zone au fost analizate. Variantele de refacere, da? Și am căutat domnul profesor, dar am mai discutat subiectul acesta și le luăm, dacă doriți. Vom urmări să stăm doar pe trotuare și pe trotuare, sigur. Și pe margini, chiar se poate dăbar. Să evităm la treia Proiectul de hotărâre numărul 11 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcție al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești, avizul de la două comisii. Comisia economică, aviz favorabil. Juridic favorabil, cu discuție de pozitiv. Domnul profesor, nu am auzit finalul, vă rog să repetați. Favorabil, dar să vedem și discuții de pozitiv. Așteptați și discuțiile din plen. Da. Domnul primar? Deci, e vorba de specificarea structurii de audit. Este în sală și domnul auditor, domnul Hagiu. Dânsul a dus la corespondență două adrese pe care mi-a pus la dispoziție în copii. E un subiect pe care noi îl analizăm de luna trecută, când am venit cu acest proiect pentru cel de-al doilea post auditor, chiar dumneavoastră, Consiliul Local, analizând situația, a cerut varianta cealaltă, intrarea în sistemul de cooperare, ceea ce am prezentat astăzi. Aveți în copii adresele domnului auditor. Fiecare am înțeles, doamna, care am spus la Da, în rest, analizați dumneavoastră și... Domnule, cred că compartimentul de audit este necesar, nu ori la primării și cred că și obligatoriu ca o primărie să aibă. Noi ori avem compartiment de audit, ori contract cu unitatea, cu altă unitate. V-aș ruga, dacă proiectul o să treacă, să îi oferiți domnului Hagiu un alt post conform pregătirii dumnealui în cadrul primăriei. Domnul Rotariu. Am și o întrebare. Proiectul trecut, în care nu s-a aprobat, pentru că a primit aviz de legalitate de la prefectură? Da, nu m-am uitat. Verific și atunci. Da, sigur. Am uitat să vă răspuns, dar acum în timpul de bază. Domnul Rotariu, un pic, verifică și revenim asupra discuției, da? Da? Hai să aveți un răspuns. Da? E în regulă? Da. Dacă dintre consilierii locali mai vrea să intervină cineva? Da. Vă rog, domnul Sărbuș. Întrebare. Ne afiliem la, cum se numește societatea aceasta, președinte la aici, avem încă informare de acolo dacă vom fi primit. Cât ne-ar costa? Acolo este o structură. Sau cât ne costă ca preț. Deci avem o analiză de preț făcută aici pentru doi auditori. Da, vă rog. Da, vă rog. Eu, la ședința trecută, v-am pus la dispoziție adresa Asociației Comunelor în România, prin care ne informau și despre costurile aferente acordului de cooperare. Țin să menționez acord de cooperare, deoarece nu avem voie să contractăm servicii, noi vorbim de acord de cooperare. Și v-am pus la dispoziție aceste adrese, este și înregistrată de pe 20 ianuarie 2019. Deci, sunteți la acord și am pus la dispoziția tuturor consiliilor. Dacă e necesar, vă pun din nou la dispoziție. Ce cât e valoare acolo? Dacă o sută cu aia. Da. Domnul Rotariu, am să vă rog să vă adresați cu șeful de ședință. Da. Nu ești acolo. Întreb, fiindcă noi avem aici materiale de la compartimentul resurse umane, un studiu pentru situația cu doi auditori. Aș ajunge la 173.000 ceva, nu știu cât aici. Da. Deci cât ar veni în acordul atât?
Prin acord, aproximativ 38.000 de lei pe an. În comparație, în comparație cu 170.000. Pentru un control, sau poate cu mai multe, vine o dată pentru toată primăria? Bine, pentru toată primăria, la fel, cum se face acest... Deci dumneavoastră prezentați cheltuiala pe un an, atât. Da? Deci răspunsul pe care l-am dat a fost pe un an, comparativ și cu remunerația unui audit, auditor plătit așa cum e situația acum, în acest moment. Domnul Năstase, vă rog. Aș vrea să vină cu o completare la această parte. Acea sumă de 380.000 de lei, 38.000 de lei, reprezintă partea de audit pe toată primăria, un an de zile, efectuată de un comitet de auditori, de un număr mai mare de auditori, fiecare specializat pe domeniul care îl auditează. Da? În primărie, după cum știm, sunt mai multe activități. Impozite și taxe, comunicații agricole, achiziții, da, deci pentru fiecare domeniu de activitate vor veni auditori specializați pe domeniul respectiv. În aceiași bani. Deci vom beneficia de serviciile a unei echipe de 6-7 auditori în banii respectivi, în 38.000 de lei pe auditare. Da? Da. Da. Nu-i doamna secretară, vreau să întreb ce reprezintă, ce spun articolul 518 și 19 din codul administrativ în condiții de reducere postului. Nu pot să mă rezolvă. Da. În cazul în care activitatea instituției se reorganizează prin desfințarea unui compartiment cu reducerea postului, suntem obligați la instituție să punem la dispoziția persoanei funcționarului public eliberat din funcția publică, posturi vacante corespunzătoare studiilor funcționarului public. Da, da, mulțumesc. Da. Vreau să mai spun că la secretarul general al OASE-ului, fiind vorba de stat de funcție, cred că mai are nevoie de o persoană cu studii juridice, este un volum destul de mare de lucru, mai ales când cu descentralizare vin de sus în jos tot felul de situații. Secretariatul Consiliului Local? Asta v-ați referit? Secretariul, da. Am fost zilele astea pe acolo, am văzut ce este și, într-adevăr, este mult de lucru. E nevoie de eficiență. Și ultima o propunere. Aș propune ca acest proiect de hotărâre să fie discutat pe articole și votat pe articole. Ok. Ce spune? M-am uitat pe această adresă. Și n-ați văzut este vreo 3400. Da, dar costul ăsta poate varia. Că aveți aici așa un cost pe oră auditor. Nu-i pute sau știi dumneavoastră este... Se justifică suma acolo. Da. De ce? Domnul jurist, trebuia să vă dau cuvântul. În ce scuze, da. Deci, la un moment dat din costurile astea, este cost orar 17 de ori audisor, pentru că se la misiune de audit, planificare, cât și pentru cele astea. De unde putem noi anticipa cât va sta auditorul ăla la noi în primărie, câte zile, câte ori, ca să stabilim. Cu un audit nu putem să-l facem, putem să noi că-l facem într-o zi, într-o, într-o lună, într-un an. Ca să estimăm corect costul. Asta era exact. Dacă vii, doamna secretară, și cum vezi, dacă puteți să aibă și răspuns, este legal ceea ce se întâmplă aici? Costul ăsta? Numai un pic. Întrebare ți-a adresată, doamna secretară. Un pic. Vă rog. Și am ajuns să răspund la o întrebare privind avizul de legalitate. Avizul de legalitate, deci am discutat cu colegul de la prefectură, deci o chestie la mapă fost legată de alegeri și nu așa și nu e nicio problemă, deci va fi aviz de legalitate dat favorabil pentru hotărârea din 25 octombrie. În ceea ce privește atâta timp cât eu am arătat pentru legalitate proiectul de hotărâre, eu consider că este legal. Deci, să-mi cer scuze dacă dumneavoastră arată la sală. Dumneavoastră mai adresat un proiect de hotărâri care îl văd chiar aici în față, care mi l-a trimis înapoi și l-a anulat la legalitate. Dar poate întâmpla domnul nu consider. Da. Haideți să discutăm despre acel proiect la momentul nostru. Nu, eu vreau să discut cu domnul
conține toate, oricând poți să fii un proiect. Nu suntem perfecti. Și nimeni nu face, nu face dumneavoastră o analiză. Ne întoarcem la proiectul despre care discutăm acum. Domnul Rotariu, dacă vreți, mai spuneți la proiectul care ne bate. Da? Vă rog. Asta vreau să spun. Noi suntem cumva dus puțin în eroare. Și cu sumele astea care se vehiculează cu un audit extens, a costat numai 38 milioane, 3800 lei sau 8000. Și cu legalitatea asta, sincer să vă spun, eu nu prea sunt sigur că este legal ceea ce faci aici. E punctul dumneavoastră de vedere. Da. Vreau să domnul Năstas a vrut să mai spune ceva și apoi, dacă nu mai sunt consilieri locali care doresc să vorbească, da? Vreau să-i dau cuvântul și domnul Hagiu. A vrut să mai spune ceva domnul Năstase? Da, vreau să fac o remarcă vis-a-vis de acele prețuri. Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt prețuri per oră pe fiecare auditor, iar acea valoare de 38.000 de lei este o valoare calculată, ofertată de către echipa de auditori, o echipă care este cu experiență bogată, care știe cât durează auditarea unei primării, ei fiind o echipă mult prea mare, mult mai mare, pot face auditarea unei întregi primării într-o lună, două, nu trebuie să întindă pe 2-3 ani ca să facă auditarea. Da? Deci aia este oferta domnilor. Da. Pentru a putea justifica, așa cum într-o construcție se justifică valoarea totală a investiției este de atâtea miliarde, dar venim și cu un devis ofertă în care avem prețul pe fiecare unitate de măsură, așa asta cuprinde și acea ofertă. Da? Da, avem o ofertă, o valoare totală a serviciului pentru un an de zile pe primăria orașului Mecrești, care este alcătuită din 17 lei pe oră, împărțiți valoarea aia și vedeți câte ore ar trebui oamenii aia să lucreze, da? Acele ore le decontăm noi. Pot să fie o echipă de 2, de 3, de 4, de 5. Vreți să spuneți că acolo sunt variante de ofertă, nu, da? Nu, variante. Este valoarea maximală a unui serviciu pentru auditarea primării orașului Negrești într-un an. Valoarea maximă. Da. Că pentru această auditare va fi nevoie de 2, de 6, de 8, auditori, nu știm la ora actuală, ei ne-au dat prețul pentru fiecare auditor în parte per oră, da? Așa se face. Mulțumesc. Domnul Petru Nelbache. Da. Sumele respective, eu personal să știți că le iau titlul aleatoriu, pentru că noi am mai avut situații în care n-am avut o hârtie în față, am votat, iar ședința următoare am aflat între timp că situația nu era așa și a trebuit să rectificăm hotărârea. N-am văzut o chestie din asta, plus mai avem experiența, nu contest faptul că ar costa atât, dar îmi permis să am anumite suspiciuri. Mai ales că avem atâtea situații în care am pornit la drum știind de o sumă și am ajuns la sume mult mai mari. Este posibil ca suma de 38.000 de lei să fie cea reală, deci, dar îmi permit să am această mică suspiciune. Al doilea lucru. La ședința trecută eu m-am abținut la vot pentru înființarea celui de-al doilea post. Mă voi aține și astăzi la vot și vă spun și de ce. 1. Atunci când au fost făcute angajări, n-au fost trecute prin Consiliul Local niciodată. Atunci când se dovedește că o angajare nu mai poate fi suportată sau, să fiu mai elegant așa, se trece prin Consiliul Local. Ca, după aceea, Consiliul Local să fie cel care a luat hotărârea. Domnule auditor, i-aș spune și dumnealui câteva lucruri. Dumneavoastră sunteți, nu știu dacă în mare măsură, dar aveți parte de vină în toată situația respectivă. Pentru că s-a solicitat de numeroase ori prezența dumneavoastră aici. N-ați venit niciodată. S-au solicitat diverse acte. Ați interpretat legea așa cum mă uitam pe hârtiile acestea. Răspunsul UCAPI este doar Consiliul Local. Doar Consiliul Local este un termen generic pentru cei 17 consilieri. Consiliul Local nu poate citi un raport făcut de dumneavoastră, ci fiecare membru din cei 17 consilieri.
Cum poate citi Consiliul Local? Spuneți-mi și nouă. Numai un pic, mai o secundă, da. Epuizați întrebările și apoi ridicăm cuvântul domnului. Bine, dați-mi. Păi nu. Epuizați întrebările. Nu, mai atât. Domnul Vace, nu v-am întrebat. Am înțeles, domnul. Domnul Năstate, ați vrut să răspundeți că m-au luat minunat la primul constatare, la primul afirmație a domnului Vaciu, cea de incertitudinea sumei de 38.000 de lei per an, trebuie să atrag atenția că acea sumă este o ofertă. Deci nu este o sumă văzută în cuie. Este o sumă estimată și ofertată. La momentul presării serviciului vom vedea care este valoarea. Da? Exact, poate fi mai mică, poate fi mai mare. Dar nici într-un caz nu se va ajunge la 1.000.000 jumate per an. Da. Domnul Vaciu, simt și eu nevoia să fac o precizare. Eu nu m-am simțit niciodată că trebuie să facem ceva pentru că cineva este deranjant. A, dar nu am simțit. Ba, nu, ați folosit acest termen, că cei din Consiliul Local am votat așa pentru că suntem deranjați. Eu nu sunt deranjată de nimeni. Am înțeles foarte clar că se cere bugetarea celui de-al doilea post și este o cheltuială pe care, din punctul meu de vedere, poate sunat așa, dar eu n-am avut intenția asta, nu știu. Ce scuze, dacă așa... Nu referitor la mine, referitor la toți cei care am votat. Da, eu n-am avut intenția asta de a... Da. Cred că am făcut un calcul, poate, cred că e corect. 38.000 de lei împărțit la 17 de oră, din 2236. Împărțit la 8 ore, înseamnă 280 de zile. Ar trebui să... de banii ăștia... 280 de zile lucrătoare. Lucrătoare. Da, dar mai parte la 2. La doi auditori, două departamente, înseamnă mult mai mult din an. Înseamnă că ar trebui să fie 6 luni, 2 oameni. Da. În sfârșit. Deci ar putea acoperi. 2. Toate angajările prin Consiliul Local. Au trecut organigrama și noi am aprobat organigrama în care erau posturi. Ulterior, domnul primar, prin compartimentele de specialitate, au făcut angajările. Dar au trecut organigramele de-a lungul timpului prin Consiliul Local. Mulțumesc. Iar un lucru care iarăși este deranjat, faptul că de 2 ani de zile noi n-am angajat cât trebuie și al doilea auditor. Da, aici l-am lăsat. Adică, stau și mă gândesc dacă și actele făcute de domnul auditor au vreo valoare acum. Domnul Hagi. Rapoartele dumneavoastră. Eu aș vrea să vă dau. Da, mulțumesc. Dacă aș fi luat cuvântul la început, poate discuția ar fi fost canalizată pe obiect și nu la modul care s-a desfășurat. Dar o să fiu foarte, foarte punctual. Deci, mai întâi, nu e vorba de persoana mea, adică propunerii să fiu, nu știu ce serviciu. Un auditor poate fi transferat cu foarte mare ușurință în altă unitate. Dar, așa cum am ocupat 2 ani de zile de când sunt aici, m-am preocupat de egalitatea în toate activitățile. Cu atât mai mult în cadrul acestui proces de desfințare a compartimentului de audit, nu pot să-l las la modul în care se desfășoară lucrurile. Chiar dacă o să plec, adică dacă o să mă transfer să duc în perioada următoare, eu tot o să urmăresc acest proces pentru apărat, nu pe o persoană sau care, eu știu, un anumit interes, ci legalitatea în activitatea și a primării. Proiectul de astăzi este legat de proiectul de data trecută cu acea propunere. Mai mult aș spune că este legat de punctul discuției pe domeniul auditului undeva de la începutul anului, conform aici sunt toate documentele. Dar iarăși, a fi punctual, aș cere permisiunea de a începe cu proiectul anterior, care chiar dacă este aprobat și va căpăta viză de legalitate, ele vor fi analizate și vor fi expuse în perioada următoare împreună. Acel proiect de propunere, cu propunerea de înființare a celui de-al doilea post, a fost făcut conform legii, propus de către ordonatorul de credit, cu asigurarea bugetului corespunzător
dat de către compartimentul financiar contabil, după lege, Consiliul Local nu putea decât să ia act de îndeplinirea unei obligații ce este prin lege. Este o obligație imperativă înființarea compartimentului de audit conform legii. Cât a făcut acum, nu s-a făcut mai înainte, asta este altceva. Sunt și situații în care unitățile au doi auditori și nu pleacă, decedează sau ceva. Înseamnă că compartimentul se desfințează. El se aduce la stare de funcționare. Faptul că a funcționat cum și s-a produs acum să se aducă la stare de funcționare prin doi consilieri, a fost conform legii strict pe proiect. Deci, propunerea a fost, baza legală a fost una imperativă, spune conducătorul, are obligația de a asigura acel, dacă nu erau fonduri, nu erau buget, se putea discuta. Motivul respingerii proiectului anterior, așa cum ați văzut și nota pe care am făcut-o, s-a dus pe altă direcție. S-a dus pe direcția că ar fi mai avantajos o colaborare. Adică s-a dat deoparte proiectul cu susținerea lui bugetară și s-a mers pe ideea, haideți să externalizăm. S-au vehiculat niște sume. Acel 38.000 faimos, care este susținut și de domnul Năstase, special care a fost introdus de dânsul undeva în luna aprilie, în care spune că am identificat oferte complete, inclusiv servicii de auditare pe oră, 38.000 toată instituția. Auditul nu se face prin servicii, prin contracte de servicii. Nu se fundamentează cheltuielile la modul audit pe oră. Nu suntem la fizerie sau în altă parte. Auditul este o activitate care pleacă de la identificarea tuturor activităților dintr-o unitate, care la nivelul Negreștiului sunt în jur de 40 sau 50. Eu am transmis un material și la proiectul anterior, nu știu dacă a ajuns, dar am văzut că a fost luat în calcul de în analiză. După identificarea activităților, se face identificarea riscurilor pe fiecare activitate, după care, după alte calcule, conform procedurii, se identifică misiunile de audit corespunzătoare. La nivelul Negreștiului sunt undeva între 25 și 30 de misiuni în 3 ani de zile. Deci până undeva pe an, cam la între 8 și 10 misiuni de audit. Abia după ce se cunoaște necesarul de audit, se face resursa de audit, adică ce ne trebuie, cum o acoperim. Sigur, dacă e un auditor, face cât poate. Dacă sunt doi, se extinde, iar dacă apelăm la cooperare, atunci trebuie așezate necesarul pe care îl are unitatea, poate cu costurile care sunt 17 pe oră sau ce mai sunt, și se face la numărul de misiuni necesare și se ajunge la un calcul. Acel calcul nu există. Și vă spun de ce nu există. Referatul de aprobare a domnului primar cu propunerea de definitare spune doar atât. În urma analizei impactului financiar cu privire la realizarea funcției de audit pe cele două modalități, s-a constatat că soluția optimă, eficace, eficientă, economică este operarea cu Acoriaș. Eu am o adresă de la primărie prin care am cerut o analiză, acest studiu, o plăță comparativă, în care mi s-a spus că nu există așa ceva. Deci, din acest referat, această declarație a inițiatorului care spune că s-a făcut această analiză comparativă, nu se susține, nu există documente. Dacă vedeți în documentele de postipare ale proiectului, există doar o analiză, nu o analiză, este o situație, că nu se poate spune analiză, a compartimentului respectiv, în care mulțește salariul unui auditor, ori doi auditori și face pe anul calcul, ajunge la 170.000. Dar legea, dacă domnul primar spunea toată adresa de la UCAFI pe care a cerut-o în mod expres înainte de a propune înființarea celui de-al doilea post, deci interesul de a merge pe cooperare a mult înainte de a propune înființarea celui de-al doilea post, ați fi văzut că acolo spune mare atenție la analiza comparativă între cele două modalități, adică primăria are 170.000, cât costă în mod real prin studiu, nu două fraze pe verificație
optim și eficient. Trebuie să rezulte din ceva această analiză. Astfel încât să se poată lua o decizie. Cum a zis domnul Baciu, foarte bine, angajarea se face ușor, se face prin dispoziție. Dar Restructurarea, legea a impus o analiză deosebită. De ce? Pentru că e vorba de posturi, e vorba de o structură. Și atunci ordonanța 57 de anul ăsta și legile anterioare spunea în felul următor. În cazul unei reorganizări, motivarea se face temeinic. Ce înseamnă temeinic? Înseamnă că persoanele care au propus și au aprobat, oricât și în fața oricui, trebuie să răspundă cum a luat această decizie, cum a propus, în ce bază a propus, în ce bază a aprobat. Întrebarea temeinică trebuie să răspundă cu ceva. În cazul auditului, dacă se merge pe externa, pe cooperare, trebuie să răspundă din această analiză comparativă. Această analiză comparativă, așa cum am prezentat în materialul pe care mi-l-am primit și îl putem vedea, nu există în cele trei documente însoțitoare ale proiectului, respectiv în referatul ordonatorului, în referatul raportului de la resurse și în raportul de la juridic. Se discută la modul generic, costuri, rațiune economice, costuri și așa mai departe. Trebuie văzut concret care este eficacitatea. Este vorba de interesul primăriei, nu al auditorului. Așa cum a spus, auditul intern, prin compartiment propriu, cunoaște situația din ce în ce mai bine. Știe care sunt punctele slabe, zonele cu risc, bine cu propune. Sigur, are tot felul de obstacole, pentru că legalitatea e un greu și dureros de făcut, dar ea se face. Se face în timp. Au urât deodată o activitate care a început să funcționeze, iarăși ne ducem pe eficacitate. Analiza comparativă a celor două modalități, spune tot legea, nu se face doar la nivel de ofertă. Nu comparăm prețul de la piață cu prețul din magazin. Se face prin analiza celor trei E. Înseamnă eficiență, economicitate, care este o analiză complexă. Vă rog. Domnul Maciu, am să vă rog să compactați, pentru că vă pierdeți în foarte multe amănunte și aș vrea să fiți puțin mai concluzivi. Da? Eu am înțeles la un moment dat să spuneți că pică pe unele consilierilor locali, dacă nu iau acest vot. Da? Și cu toate că să știți că nu v-am urmărit la un moment dat și a părut că nu vă urmăresc, v-am urmărit și am intrat să văd câte primării din țară au aceste servicii în contract de colaborare. Și observ că în județul Alba, pe puțin, 5 primării funcționează așa. Deși eu nu vreau să cred că este ilegal ceea ce noi vrem să facem. Da? Motivarea propunerii de desfințarea compartimentului nu este okay. Argumentată. Ok, tot să vă lasă terminat și putem de ce nu știu eu. Deci asta am spus. Am spus că din documente nu rezultă acea motivație temeinică. Da, domnul Baciu. O simplă întrebare. De ce OASE, către domnul de ce OASE Negreș nu poate adera la niciuna din structurile județene cu personalitate juridică, etc. Adică așa a spus dumneavoastră aici. OASE Negreș nu poate adera la niciuna din structurile județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative, ale autorităților administrației publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publică, iar alte structuri asociative de utilitate publică de interes general pentru administrația publică locală, care au capacitate de audit intern și care OASE Negreș... Am înțeles ideea. De ce nu pot? Da. De ce n-am putea noi să facem? Deci, la nivelul județului Vaslui, nu există asociații cu dezvoltare intercomunitare la care OASE Negreș să fie parte și acea asociație să aibă capacitate de audit. Există o singură structură asociativă care este acolo, care are această capacitate. Numai că
Acolo este o restricție care ține de statutul acordului. E multe mai mult de spus, dar în concluzie, acolo desfășoară activități de audit în baza actului constitutiv al acord pe țară. În acel act constitutiv, care este completat cu statutul filialelor județene, se spune că filiala județeană Acor poate asigura aceste servicii doar comunelor. Asta este în concluzie. De ce nu poate, da. Nu poate adera? Nu, nu sunt să termin, da? Asta e, da? Nu, eu nu vă contrazic. Vreau să dau citire și să-l completez pe colegul meu. Deci mie mi se pare că este un mod de gândire al dumneavoastră pe care am să vă rog să mă faceți pe mine să înțeleg. Eu poate sunt mai limitat și nu înțeleg. Citeți din ce a scris dumneavoastră. Din materialul prin informare Consiliul Local al Orașului Negru. Da, este altfel dumneavoastră. Scris, semnat dumneavoastră, asuma ta. Dacă aveți răbdare două minute. Așa, da, răspunsul cartei se fundamentează ca opinie în aceeași linie cu poziția auditorului intern și visează, așa cum se observă, subliniază dumneavoastră, doar accesul comunității autorității deliberative, Consiliul Local, ca entitate publică, fără a include în mod distinct solicitări individuale, adică ale noastre, ale Consiliului Local, deși auditorul intern a solicitat precizări concrete referitor la acestea. Iar în legătură cu precizarea domnului primar Popor, care menționează că am dat curs acelor solicitări, auditorul intern produce integral rezoluția domnului primar pe cererea Consiliului Local cu privire la solicitarea raportului de auzit public intern. Rog să transmiteți documentele solicitate cu respectarea legislației. Sugerea autorului intern. În concluzie, auditorul intern a procedat conform normelor respectiv cu respectarea legislației. Deci, despre ce vorbim, mi se pare că este noaptea minții. Adică, noi, de fapt, suntem o entitate, undeva plutim așa, și nimeni dintre noi nu poate să vă ceară dumneavoastră absolut nimic. E ca și un când spun, mă duc în primărie, mă refer mai așa, sau, ca să vă dau un exemplu mai ușor, țară, când spui țară, o noțiune abstractă, nu? Dar țara din cine-i făcută? Nu-i făcută din noi? Nu pricep. Mă duc la liceu, mă duc în clădiri sau mă duc la niște oameni de la liceu, eu aia nu pricep. Cum vine asta? Rămuriți-mă și pe mine. Cum faceți dumneavoastră interpretările astea? Eu sunt profesor de limba engleză și am cuvinte la mine și mă fascinez fiecare dată când cineva este capabil să interpreteze un text așa. Rămuriți-mă și pe mine. Poate dacă îi scrii în engleză, poate înțeleg. Da, adică, nu știu, este ceva nemaipomenit, mi se pare. Aveți o abilitate de a răstălmăci niște cuvinte. Îmi aduc aminte când ați venit data trecută, v-ați ridicat și a spus conform articolului nu știu care, codul penal și ați uitat că trăim în epoca internetului și a uitat lumea imediat și a spus, domne, nu e așa, că nu, ce spui dumneata nu-i, nu-i valabil. Și a spus că e, poate am greșit. Eu nu știu că și acum am greșit. Dar lămuriți-mă și pe mine, cum vine asta? Doar accesul autorității deliberative, Consiliul Local. Adică fiecare dintre noi poate răspunde o pancartă pe care scrie Consiliul Local și poate să facă o cerere către dumneavoastră, eu nu pricep. Cum adică? Dacă intru în primărie, intru doar în clădirea asta? Sau mă duc undeva în primărie unde stă un om care e acolo pus, plătit treaba lui serviciu? Asta vă rog să mă lămuriți, că eu nu pricep lucrul ăsta. Domnul Hancilă, vă rog. Regulamentul de funcționare spune că toate intervenții se facă la obiect. Obiectul ăsta nu e pe proiectul. Este un obiect, este o hârtie pe care ne-a strâmbit-o societatea. Îmi pare rău, îmi pare rău și domnul consilier Baciu a avut aceeași problemă de sesizare. Pot încerc să sintetizez. Deci, dacă vreți eu îmi retrag și dacă nu vă răspărați și dați, ați vorbit despre proiectul votat deja în ședința. Intenția, dorința De a pune toate rapoartele de audit la dispoziția Consiliului Local, a pornit de la mine, ceea ce nu s-a discutat niciodată. Eu am făcut prima dată scrisoare către Consiliul Local, prin care am informat că sunt rapoartele făcute, sunt tot felul de lucruri, doar că trebuie cerute. Nu s-a cerut niciodată în forma următoare. O cerere, o solicitare, o hârtie pe care să rămână un înscris, făcută în numele Consiliului Local, semnată de reprezentantul legal, președintele de ședință, aprobată de conducătorii entității, după care
toate dosarele în jumătate de zi erau pe Marea Consiliului și le gestionați cum erau. Și acum, deci, dacă această zi o face în momentul ăsta, eu în jumătate doar vă spun domnul Cristi Rusu, vă rog. Este niciun blocaj. Da. Domnul Cristi Rusu. Aici aș vrea să fac o comentariu pe ceea ce a spus domnul auditor și după aia și încă o intervenție, dacă îmi permiteți, doamna președinte. Este încercarea, am făcut cerere pentru a-mi se pune la dispoziție și vreau să îmi feresc aici să audă din nou toți colegii. Este pentru prima oară când am fost refuzat cu un răspuns și iertați-mi expresia la mișto. În cererea în care am cerut copii după acele documente, m-am exprimat de genul. Vă rog să-mi pune la dispoziție în calitatea mea de consilier local, așa scrie cerere. Da? De nu de Rusu, inginer sau cetățean, de consilier local, ceea ce zic că întărește apartența mea la Consiliul Local Negrești, să-mi puneți la dispoziție copii după procesele verbale de audit. Neștiind, deși am mai spus-o la comisii, ar fi trebuit să întreb și eu, inclusiv acasă. Care se numesc rapoarte de audit. Și am primit un răspuns de genul, noi nu facem procese verbale și nu zău. Să facem rapoarte. Tradus, da? Deci nu mai aveți bani și... Iar eu în cererea aia scriu. A revenit asupra cererii depusă din nou la dumneavoastră și a revenit și scriu așa. În situația în care nu mi se pun la dispoziție, vă rog să-mi spuneți cadrul legal pentru care nu mi se pun la dispoziție, cine a decis acest lucru. Motivul. Motivul, cadrul legal și cine a decis. Domnul auditor a decis, primar, să știu și eu, că să știu cui mă îndrept. Pentru că eu mă duc în instanță cu lucrul ăsta. Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Am revenit la adresă și am scris rapoarte de audit și aștept în termen legal să primesc acest răspuns. Nu o să primesc, o să acționez și eu în funcție de cum voi decide. Asta ca și comentariul la situația prezentată. Deci nu cred și nu cred că trebuia să fac acea cerere prin președintele de ședință. Nu cred. Eu consider că în calitatea mea de consilier local trebuia să beneficiez acele documente. Dacă eu, în calitatea mea de consilier local, luam acele procese verbale și făceam lucruri ilegale cu ele, nu știu care ar fi alea, atunci aș fi răspuns pentru acțiunile mele ulterioare. Deci, prin urmare, nu mi se zbura. Acum, revenim la subiectul, la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Știu că acest departament funcționează de mult timp și mi-aduc aminte că au mai fost oameni care au ocupat funcție de auditor. Și eu am considerat la început că e un lucru extraordinar să fie totuși un cec între departamentele noastre din primărie și să reușim să știm unii de alții. Pentru că nimeni nu e perfect, cum spunea cineva din auto. Și aș fi preferat, vă spun sincer, ca atunci când s-a angajat cineva cu expertiză juridică, cu experiență, să vină să ne se spună, dragi colegi, noi nu funcționăm ok cu acest. Trebuie doi. Așa zice legea. Nu a venit nimeni de una jumătate. În schimb, eu în acest consiliu local am primit de trei ori la rând creșteri, dublări de salariu. Și când am invitat, domnule, de ce ne pune să dublăm salariul auditorului? Ce face omul ăsta? Domnul primar n-a vrut să ne spună mai multe. Am invitat, domnule, invitați-l la aici să vedem, poate face lucruri într-adevăr extraordinar de grele și merită aici să purtăm o discuție. Am fost refuzat de pe cât singur salariat care ne-a refuzat de fiecare dată să vină la o discuție. La o discuție nu pe tema ce face dânsul, că nu-i cerem noi socoteală. Să ne spună de ce solicită o dublare a salariului. De ce este proiectul ăsta? Nu ni s-a spus că funcționăm ilegal cu acest departament. În schimb, ni s-au pus de trei ori proiectul de hotărâre, respins de altfel de către noi, de dublarea salariului. Acum, noi ce facem aici? Externalizăm un serviciu, dar am discutat la ședința anterioară extrem de mult acest subiect. Eu înțeleg colegii mei, insistă, de teamă, e ilegal. Știți, fraților, când v-ați asumat calitatea de consilier local, trebuie să votați după conștiința voastră și de plin convins că faceți un bine.
Dar că nu suntem nu votați, dacă sunteți votați. Dar nu trebuie să întrebă, doamna secretară, fi legal, nu fi legal. Eu, semnătura aici, avizat, secretar general, Felicia Paul. Eu cred că trebuie să ne și asumăm. Și externalizăm un serviciu. Și vă spun un om care a văzut foarte multe externalizări în companii private. Nu vă fie teamă de externalizări. Și știți ceva? S-ar putea să nu fie nici prima. S-ar putea să mai fie vreo externalizare. Nu știu, mă gândesc, de exemplu, unități din cadrul primăriei ar trebui poate să funcționeze pe principiul costurilor și a beneficiilor. De exemplu, salarii de sport, da? Să-și întreține singur salarii. Să vedem. Nu trebuie să ne temem de externalizarea unui serviciu. Am intrat pe internet și am văzut o hotărâre de la Consiliul Local Amara, care au încheiat acord de cooperare între orașul Amara și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, suma 8.000 de lei. Pentru serviciul de audit. Deci orașele, s-ar putea ca orașul poate încheia cu Asociația Comunelor. Dar ce? Dar 2008, 31 decembrie 2008. Deci pentru anul ăsta. Mulțumesc. Eu am parcurs pașii legali. N-a funcționat ilegal cu un singur auditor, dar a fost nefuncțional, pentru că legea ne cere la nivel de oraș să avem minimum 2 auditori. La tare condiții am iniciat acest proiect de hotărâre de luna trecută. Bun, dumneavoastră, Consiliul Local, ați venit altfel și nu cred că ați greșit, părerea mea. Pentru că și eu am fost nevoit să mă consult, deși îmi pare rău că m-am consultat mult mai multă vreme înainte cu Capi București, cu Capi Iași, dar am făcut-o într-un târziu și am început să mă luminez. Pentru că am trăit cu impresia că, într-adevăr, la un moment dat, un auditor și mie îmi spunea că noi nu avem voie să mai intrăm în cooperare de când discutăm subiectul acesta, da? Nu avem voie să intrăm în cooperare cu structura asociativă pentru că o avem structura înființată. O avem înființată, dar este nefuncțională. În atare condiții m-am consultat și am fost la zona lector la un Capi București și la Iași și am discutat pe îndelege de acest subiect. Doamna director, avem voie să intrăm în cooperare cu structura asociativă? În condițiile care noi avem auditor acolo. Dar domnul primar, condiția este ca în momentul de intrare în cooperare să nu mai aveți structura de audit în organigram. Iar vrea ca să hotărâm să facem, să parcurgem traseul celălalt. Deci, iertați-mă, domnul auditor, ați avut și aveți așa obicei de a induce ideea că nu aveam voie să facem lucrul ăsta pasul ăsta. Iată că doamna director la București spune că da, este corect. Mai mult de atât, nu putem intra în cooperare numai cu Vasluiu. Putem intra în cooperare cu structura de la Iași. Am discutat și acest subiect, că pentru la Vaslui este înființată de vreun an și ceva, da? Și cu Vaslui putem intra. Dar la Iași este o structură la acord, destul de puternică, 20 ceva de oameni acolo. Și am întrebat, putem intra în cooperare cu acolo, în cazul în care Consiliul Local hotărăște să facem acest pas? Și eu zic, nici o ceva de problemă, să trebuie în lege. Am discutat și volumul de muncă la nivelul orașului. Din experiență de acum de 2 ani, eu nu comentez și nu fac apreciere acum că domnul auditor nu și-a făcut treaba. Poate și-a făcut un cuvânt și-l desat. În schimb, din experiența acestor 2 ani, s-au auditat cam 4, 5, 6 structuri pe an. Da? Și nu greșesc. Acest subiect l-am dezvoltat și cu cei de la Iași, cu cei de la București și am mers și m-am dus și am verificat informația legată de 38.000 euro. Pentru că știi, mi se părea poate e prea puțin. Și mi s-a spus, domnule, m-a întrebat cam ce volum de diputare, domnul auditor au auditat într-un an 5 sau 6 structuri. Și-au
făcut o analiză și o zbor ultimat. Poate nu reușesc să ne cadem în 38.000, dar în 40-45.000 până în 50.000, cam acolo va bază. În condițiile care audităm 600.000 de ani. Ceea ce mi se pare corect ceea ce au colegii mei. Eu sunt nevoit să parcurg acest pas, pentru că doamna director Diaconeț mi-a spus, am întrebat, doamnă, ce fac în situația în care colegii mei prezint proiectul pentru al doilea post de auditor? Și mi-am zis clar, aveți posibilitatea legală de a intra în asociere, în cooperare cu o structură asociativă creată la nivelul județelor. Indiferent că e Vaslui sau Iași, da? Deci, din punctul meu de vedere, am făcut pașii corecți, astfel încât să nu greșesc. Și am rugat și colegii mei să analizeze foarte bine această situație, pentru că nu ne putem juca. Domnul Părmă? Mulțumesc. Domnul Părmă, dacă nu vă... A răspuns domnul primar Adinea. Ori eu sunt direct în adresa de la audit și adresa de la resurse umane, se menționează faptul că sistemul acesta de cooperare se poate face numai în cazul în care nu există audit intern. Și un răspuns pe Adinea. Am înțeles. Domnul Hagiu, vă rog. Punctual, da? Mulțumesc. Spun așa de domnul primar. Nu contest eu personal opțiunea de a alege o modalitate. Doar că ea trebuie făcută legal. Domnul primar spune că s-a consultat mai departe cu doamna director. UCAPI a dat o adresă scrisă, un punct de vedere, este un la urmă, nu e bază legal, e un punct de vedere, și spune în felul următor. Cooperarea reprezintă pentru entitățile publice posibilitatea organizării și asigurării funcționării auditului intern în conformitate cu cadrul de reglementare la un nivel redus al costurilor. Și spune interpretarea de către UCAPI. Respectarea acestei prevederi se realizează prin efectuarea unei analize în cazul căreia să se compare costurile pe care le implică menținerea propriei structuri de audit intern cu costurile pe care le implică asigurarea funcției de audit public intern în sistem de cooperare. În preambulul acestei explicații spune, în situația deciziei de asigurare a funcției de audit public intern, trebuie acordată o atenție deosebită acestor prevederi. Această analiză comparativă nu există. Asta este singura intervenție pe care nu am auzit-o. Este ca la plăcere. Aperea. Deci, această analiză comparativă nu există în materialele supuse de dezbaterii Consiliului Local. Deci, dumneavoastră, judecați în felul dumneavoastră și sunteți un pic mai nu știu cum să spun acum, poate nu găsește nu potrivit. Tot timpul căutați soluții să ne demonstrați că aveți dreptate. Ori, oferta aceea, ce analiză mai trebuie când avem o ofertă? Chiar nu mai înțeleg ce vreți. Cine a fost această ofertă, dacă nu vreți să... A fost un lucru. Intrați în dialog. Domnul Cristi Popa, vă rog. Domnul Hagiu, ați spus că orașele nu pot intra în cooperare cu acord. Când ați luat cuvântul mai devreme, ați spus așa. Că nu pot. Numai cum uit. Ați spus așa, nu? Da. Ați spus, am auzit cu toți. Din site-ul acord, este o statistică a contractelor de cooperare și sunt și orașe și comuni. De exemplu, în județul Neamț, 61 de comuni și 2 orașe. În Dâmbovița, 7-7 de comuni și un oraș, în Dâmbovița, 7-7 de comuni și 2 orașe. Eu nu cred că, și multe alte orașe, nu cred că aceste orașe sunt în ilegalitate, dar ei au încheiat. Doamna președinte, domnul consilier, vreau să reiau un pic legat de ceea ce spuneți. Acest subiect l-am discutat atât la București cât și la Iași. Am pus întrebarea, domnule, este o structură asociativă creată la nivelul comunilor. Noi, ca oraș, avem voie să intrăm acolo și eu zic, da, domnul primar, aveți voie, din punct de vedere legal, să intrați acolo, în acord. Da, nu știu, cred că... Nu mai înțeleg, cine mai deștept? Eu sau... Mă rog, domnul Vice. Eu vreau să închei, dacă mai e cineva, nu știu, mai... Vă rog, puneți concluzia. Sunt în asentimentul domnului Rusu, pentru că ne învârtim prea mult. Adică am luat o hotărâre Consiliul Local că nu simțăm acel de-al doilea post. Pentru că există acel impact financiar și dacă vreți să vă spun mai mult, domnul auditor îmi cer scuze, dar ignorat total Consiliul Local de la început. Da? Când vi s-au cerut multe și multe alte chestii.
Și nu mai puțin local, cât și colegii, cât și colegii din, din cu care ați colaborat până acum din primărie. Mulțumesc. Supunem la vot. Nu vot din ilegalitate. Cine este pentru? Domnul profesor Zăbută are o propunere de a fi votat pe articole. Această propunere trebuie să o supun la vot. Deci, supun la vot dacă doriți să, să votați proiectul de hotărâre pe articole. Cine este pentru? Este foarte bună propunerea domnului profesor Zăbută. Ok, bun. Asta dat nu mă mai puneți președinte și discuția de urmărinte. 1. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești prin desființarea compartimentului de audit public intern, respectiv a postului de auditor public intern din aparatul de specialitate al primarului orașului Negrești, vreți să vă aduce. Cine este pentru? Mă rog să păstați până acum să putem număra. Mâinile sus. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Rotariu? Domnul Săbulcă? Domnul Fărâmă? Domnul Apetrecioaie și domnul Petrunel Baciu. Da? A fost 12 pentru și văd 5 mâini toți. Domnul Rotariu, domnul Fărâmă, deci la de deci 11 au fost pentru. Mai supuneți o dată, doamnă. Și cinci abține. Domnul Baciu, Baciu, Săbuță, Apetrecioaie, Apetrecioaie, Rotariu și Fărâmă. 5. Da? Articolul 2. Deci 11 pentru și 5 abține. Da. Se aprobă transformarea funcției publice vacantă de referent 3 grad profesional superior din cadrul compartimentului informare și relații cu publicul activă, Consiliul Local, un consilier grad profesional superior. Cine este pentru? Aici. Da. Trebuie să explicați. Nu, știu. Deci, da, o să număr după aceea. Împotrivă? Abțineți? Abțineți domnul Fărâmă și domnul Rotariu. 3. Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Negrești, Bețul Vaslui, prevăzută în anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Abțineți domnul... La fel, 5. De la, ca la 1. 4. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, orașul Negrești, Bețul Vaslui, prevăzut anexa numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Tot cele 5. Bun. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. În integrare. 12. Și o să vă dacă l-am făcut pe articole, îți mai spun? Haideți, spune. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Da. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și al administratorului, respectiv reluarea procedurii de schie pentru concursul de ocupare a postului de administrator al 10 utilități TRN Negrești Bețul Vaslui, avizul de la două comisii. Comisia economică aviz favorabil. Juridic favorabil. Discuții? Eu o întrebare aș face. Vă rog, domnul Vaslui. Consiliul de Administrație. Din cine este format? Dar nu știți că în 2008 trebuia să aprobați o structură. Consiliul de Administrație este format din 2 membri, 3 membri, consilieri locali. De nou procedura. Nu s-a prezentat nimeni. A făcut procedura, monitorul social. Vreți să știi cine face parte din Consiliul de Administrație? Păi teoretic acolo nu mai face nimeni, dacă o luăm la zero. Păi nu pot să știu. Să creia procedura. Nu este nimeni. Mai sunt discuții, întrebări? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineți? 13.
Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice ale Aleea Plopilor numărul 1, oraș Negrești. Avize. Comisie economică aviz favorabil. Vorbare favorabil. Juridic favorabil. Discuții, întrebări? Domnul Rotariu. Vreau să știu dacă s-a făcut o evaluare a costului, cât o să coste acea rețea. Și dacă dacă tarea are cază sociale sau ce. Care este eficiența să tragem o rețea pe o stradă? Câte case sunt acolo, cât beneficiați și dacă sunt cazuri sociale sau tragem la un doctor, la un deputat, ceva, nu știu. Domnul Năstas. La această întrebare vă pot răspunde domnul primar. Există o solicitare a doi locatari, a două familii de pe acea stradă Tata Popilos. Solicitarea a fost îndelegată către Ion. Ion a venit cu o solicitare de aprobare a acestei investiții pentru a putea începe acel studiu de oportunitate. Da? Proiectanții de la Ion trebuie să calculeze să limită un studiu de oportunitate, iar în baza acelui studiu de oportunitate vom ști exact care vor fi sumele, cât va costa, cât ne va costa pe noi ca instituție, cât va costa persoana fizică. Deci, momentan, putem ști sume. Cazul social? Nu am cunoștință să fie cazul social. E sigur că e oșul de galbin? Okay. E sigur că e oșul de galbin? Adică trebuie să ne îmbolnăvi ca să putem avea curent în casă. Ne avansă doar pentru răspunsul trebuie să ne relevanță. Am putut testa, poate trage la un deputat, la un doctor, trebuie să ne îmbolnăvim un pic. Eu voiam doar un simplu comentariu. Să avem în vedere toate cererile, pentru că eu știu că au mai fost în anii din urmă cereri de pe strada, nu știu cum se numește, unii să, ăla, Juncănarul, sau nu știu cum îl cheamă, de pe Negra la dreapta acolo și oamenii trebuie să-și bage singuri instalația prin pământ, au să faci, au făcut. Adică să-i avem pe toți în vedere atunci când sunt solicitări. Domnul Cristi Popa? Să știți că vă răspund. Dar am președinte, mi-ați voie să-i... Dar chiar dacă nu vă dau voie, vă tot mi am evitat strada Negra pentru că acolo avem un cumătru. Eu am un cumătru acolo și chiar am vrut să nu dau curs la cele. Da, dar nu să fii noi... Mulțumesc frumos, domnul. Arată un lateral. Nu, este la... Domnilor, acum vreți să vorbim toți și cumătri avem? Domnul Popa. Eu cred că n-ar trebui să mai existe nici o străduță Negrești fără curent electric în anul 2020. Vă rog ca pe viitor să le introducem, să nu mai fie străduțe fără... Și gaz. Și gaz, în limita care se poate. Facem efort. Mulțumesc. Domnul profesor Stăvut, adică mâna două aspecte. Legat de strada Aleea Plopului, cum vă spunem, și eu dacă sta acolo și mă brașez la bază și nici nu știu cum rezolv ei relația cu baza de chestii, cu plata energiei. Toată lumea vrea să fie la o rețea publică, normal, cu un contor separat, cu toate treburile. Nu cred că trebuie să fie nici deputat, nici să răși cu Duhul. Rezolvare, ce frumos vă spus. Domnul primar, vă rog. Domnul profesor a spus deputat, era corect deputat sărat. Cred că trebuie să luăm o pauză. Da, mai am o problemă. Vă rog. Legat de rețea. Strada Mitică Vasiliu, nu are chestii. Dacă are capul pentru curent electric, merită niște pecuri cu strada. O auzit domnul Grigoraș, mă lăsați pentru... Auzit Grigoraș. Da. Domnul Rotariu. Da, să răspund eu, domnul primar. Una, să tragem curentul la niște oameni care au un venit de, spune, 2000 de metri. Și una, să tragem curentul unei... Pune case care are vreo 2000 de metri pătrați, da? Nu are cea mare sens, adică este un caz social și venitul la acele persoane. Poate pot acele familii să-și susțină singur, de acord? Sau nu?
Că poate sunt, poate sunt alte cereri de la anumite familii care... Domeniul public, domeniul public și... Da, deși ala cu 2003... Supune la vot! Domnul primar, eu am o altă părere. Chiar și cum mă trebuie să merita să aibă vent, gaz, apă și toate celelalte. Ia să lăsăm voi botezul. Asta nu e o vină, domn primar, că e cum mă trebuie. Domnul Rusu. Dar parcă stațiunea, domnul Rusu. Ascultă-ți. Nu vreau să vorbească. Vă rog. Vreau să spun doar să mă asigur că știți că surplusul de buget de anul ăsta poate fi folosit și la... La... Da. Da. Știți treaba asta, da? Și... Mulțumim din inimă guvernului. Da. Tare v-ați mai trebuit guvernul ăsta. Domnul Dan Năstase. Și aș vrea să fim foarte chipzuiți cu tot felul de aruncări de bani, pentru că... Îi putem reporta. Există și un an viitor. Mă așteptam ca ceea ce vreau să spun să zică domnul Măcinel Rusu, dar mă simt obligat să-i răspund domnul Rotariu prin simplu fapt că acum se aprobă doar investiția. Valoarea care se va cheltui, dacă se va cheltui de către primăria orașului Mehmet Brunzeu, se va aproba într-o hotărâre de consiliu local ulterior. Spun asta pentru că nu au pot demara demersurile de branșare la energie electrică decât cu avizul nostru. Noi nu putem da avizul dacă nu este aprobată investiția. Este o chestie simplă. Deci aprobăm, trebuie aprobat pentru toată lumea sau trebuie să nu aprobăm pentru toată lumea. Mulțumim, domnul Năstase. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul inginer Rusu. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiții, refacere șarpantă și învelitoare la construcție existentă spital Orășenesc, Negreș, județul Vaslui. Avizele la comisie. Comisia economică aviz favorabil. Vorbare favorabil. Mulțumim. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind introducerea... Suntem la punctul 15. Introducerea obiectivului de investiție locuințe pentru tineri destinate închirierii strada caselor, Casa Apelor numărul 1A. Trei avize. Comisia economică a zis favorabil. Probabil favorabil. Juridic favorabil. Discuții? Întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție, expertizare, alunecare de teren, mal stâng, râul, bârlat, zona pod, în programul anual de investiții la orașul Mehmet Brunzeu, anul 2019, 3 avize. Comisia economică, aviz favorabil. Urbanii sau juridic favorabil. Discuții, întrebări, domnul profesor Săruț. Și azi am vizitat zona și chiar m-am uitat ce am putut acolo. Podul ăla de fier. E bine că e acolo, l-a păzit pe celălalt. Principala cauza rupei spotului este deficitul mare al pădurarului, în perioada inundației. Stau și acum din noaie și pădurile și paie, la ce nivel stau suspendate de stețele alea. Forța apei la rup și atâta tot. Forța apei și nu împingerea terenului, pentru că picioarele stau la locul lor. Mai chiar și ăsta de dincoace. Așa că facem o analiză geologică, știu eu, în masa aia de pământ care nu are nicio structură, că e cărată acolo în timp. Există și o mișcare ușoară în spatele caselor care sunt acolo la stradă. Există și o eroziune a șuvoilor care curg îngârlată în timpul florilor, pe lângă capătul de pod. Și am văzut că se extinde platforma de pământ la spălătoria aceea, acum se extinde spațiul de lucra și astăzi. Trebuie musai reparat barajul pe torentul care este în spațiul acolo. L-am văzut, este deplasat, este rupt. Deja torentul și-a creat din nou alte minori care a atins cam un metru adâncime deja acum. Da. Alte intervenții pe acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiect de hotărâre 17 privind aprobarea delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Negreș prin concesiune și a documentației necesare pentru delegarea acestui serviciu. 4 avize. Comisia economică aveți favorabil. Favorabil. Juridic favorabil cu amendamentele care le-am făcut în raport. Sunt acolo mai multe amendamente. Am lucrat și astăzi cu domnul. Deci, domnul Andronic, puteți citi amendamentele? Citeți la deci, contractul de delegare a gestiunii după cerțiunea serviciului s-a modificat. La articolul 7, litera E, s-a adăugat următoarele rânduri. La litera E, se asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate din contract, precum și conducerea operativă prin dispecerea și asigurarea mijloacelor tehnice. Aici am pus un parastez și am adăugat cititoare din microchipuri, protarii, electronice și coduri de bază. La pagina 4, punctul 5, articolul 8, aliniatul 1 și 2, articolul 8.1, redevența este de 0,5% din valoarea totală a facturilor, fără TVA, încasate de către concesionar, pentru serviciile prestate în orașul Negrești, în situația când operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpâni folosesc spațiile cu clădirile, în paranteză padouri, puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Redevența se va ajuta până la data de 15 a lunii, următoare anul încheiat, pentru anul anterior, pentru de întreaga cerevată de delegării de gestiune a anului respectiv. La pagina 5.9, articolul 13, aliniatul 2, s-a modificat următoarele numere. Tarifele practicate pentru activitățile prevăzute în prezentul contract sunt considerate maximale, fără a depăși valorile prevăzute în caietul de șase, care face parte integrală din prezentul contract. La punctul 2, deci la caietul de sarcini s-a modificat. Articolul 18, aliniatul 1, conform discuțiilor purtate în cadrul ședinței de dezbatere publică, la articolul 18, activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se va desfășura în baza unui program prestabilit, ceea ce urmează ce am adăugat. De preferință, operațiunile de capturare să se facă predominant pe timpul nopții și care să conducă la reducerea numărului de câini fără stăpâni prin monitorizare permanentă de către operator a activităților deschise mai sus, a sesizărilor legislate cu privire la agenda. La pagina 90, articolul 28, modificarea să... Domnilor, vă rog, poate vreți să știți ce o să votați. La articolul 28, modificarea s-a făcut în tabelul A, conform amendamentului făcut și în cadrul comisiilor de specialitate, respectiv întreținerea și hrănirea în adăpost a populației ca etnie să fie pentru o perioadă de 14 zile. La pagina 5, conform discuția purtată în cadrul ședinței din toate strâns, s-a modificat articolul numărul 12.1, aliniatul C, după cum urmează. Adopția conform articolul numărul 22 din aliniatul 1 din hotărârea numărul 1059 din 11 decembrie 2013 se face gratuit, urmând ca proprietarul să completeze formularul de adopție, declarația apartament conform anexelor 4 și 5, care fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. În continuare, s-a mai adăugat un subpunct de, deci, care este în felul următor. Recuperarea câinilor revendicați conform articolului 20 alineatul 1 și 2 din hotărârea numărul 1059 din 11 decembrie 2013 se va face după ce proprietarii vor achita contravaloarea sumelor servite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit de hotărârea Consiliului Local. Da, domnul Andronic, ne întoarcem puțin la pagina 90, articolul 28. Când ne-am uitat în comisie, în lege, nu scria 14 zile lucrătoare? Nu, era un trecut 21 de zile. 14 zile lucrătoare? Da, 14 zile. Dumneavoastră aici n-aveți specificat. Trebuie să completați pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Da. Deci vă rog frumos, completați acum termenul lucrătoare. Da? Nu. Completăm amendamentul, chiar e complet. Calendaristice e una și... Așa. Discuții? Domnul Rotariu.
Am văzut pe trecute și se sume și se cheltuie bani pentru publicul. Asta pentru ce s-a ridicat sau pentru viitor? Da, am văzut s-a ridicat prin punta, dar am trezit cu ei înapoi. Eu cred că trebuie să investim și în prevenire, aducerii câinii comunitare în orașul Negrești. Asta este o discuție, a doua discuție. Vedeți că în momentul în care s-au strâns câinii comunitari, anumite cetățeni au ascuns acei câini, văzând prin garaj. Eu cred că trebuie prevăzută o sumă și pentru sterilizarea acelor câini care cetățenii îi strâng în garaj și, da, nu știu, v-ați avut discuții cu ei cumva. Să sterilizăm acei câini, dacă toți sunteți iubitori de câini. Haideți să îi sterilizăm totul, să nu mai poată să mai facă pui, să nu mai poată să mai facă mai departe. Că facem degeaba strângem câinii dacă în continuare ne mulțim. Și vreau să vă spun că după ce s-au întâlnit câinii comunitari, la mine la bloc erau 22 într-o dimineață la 7 jumate, iar doi copii stăteau speriați în seara de bloc, în care puteau să la poartă. Da. Domnilor consilieri locali, alte intervenții? Nu. Da, va, te rog, da. Așa. La dezbaterea publică, la am totul. Da. Da. Ca câinii strângi, să fac acea campanie de adopție. Vă cum pot în fond de aveți copii? Ai văzut că ne existăi lucrul ăsta. Și să observăm cum au fost mașini preomologate. Dăm niște bani unor ONG-uri care nu sunt în regulă. Okay. Ei n-au făcut, doamne, și erau obligați la lor contractuală. N-au făcut acea campanie de adopție prevăzută din legea 258, legea Ionuț, acel băiat care a murit mușcat de câini, chiar prevede acest lucru, că în termen de 14 zile, va face acea campanie de adopție. Pentru că așa avem la ei prevăzută chestia mai Articolul 12, litera C, revendicarea și adopția sunt gratuite, proprietarul va completa formularul de revendicare adopției, declarația angajament cu forma anexului 4-5, parte integrată a caietului de stat. Doamna Arsene, eu propun anularea contractului pentru strângerea câinilor, iar primăria sunt ei o bucată de pământ. Nu-mi trebuie nimic bani de la ei ca să strâng eu câini. Este rând, eu atât doresc. Fiindcă de ani de zile i-am hrănit eu din banii mei. Și nu, primăria nu m-a ajutat cu nimic. Eu i-am hrănit și prin care m-a ajutat cu tatăl de domnul cu orașul. Eu vreau să strâng câini. Atâta doresc, să-mi iei o bucată și pământ. Da. Dacă vreau, eu îi strâng și tot. Unul imediat. Dacă noi vă dăm bani, vă dăm un teren, dumneavoastră aveți banii necesari să construiți un pământ. Nu am nici ceva la București care mă ajută și primăria s-o primește sumă de bani. Primăria o primește și sumă de bani. De atunci, dacă primăria e strânge, făce un adăpost pirat la orașul INT, îi steriliza. Nu pot să sunt la bucare. Da, v-am ascultat. Domnul Andronica, să nu spuneți ceva. Dar nu știu, am fost a treia zi la Vasului, la Vălcheam și cum era un câine. Eu am văzut în adăpost. Domnul Andronic, prăbim să spuneți la... Conform legislației viitoare, proprietarii, deținătorii de câini, au voie, au dreptul să facă o cerere scrisă către medicul veterinar de liberă practică, iar autoritățile publice locale, în funcție de buget, au posibilitatea să asigure acest mod de castrare gratuit. Dar și dar și în funcție de proiect. Da. Consilierul comun, în majoritate, să ajungem la vorba la domnul consilierul Dariu Bogdan, care se spune că din cauza celor temelii se înmulțesc recordul cu ei. Am văzut la Ian. Domnilor consilieri, mai este cineva care vrea să discute? Imediat, numai un pic. Domnul Baciu, vă rog, cu voce tare. Uite, trebuie o întrebare pentru doamna, dar spunea domnul Dava de Marcin Omologate, dacă primăria e acord un teren doamnei. Doamna are mașină omologată, s-a adunit câinii din oraș. Nu trebuie, 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 nu
Nu trebuie păi că la poziție eu că proiectul și nu avem mașină omologată. Da. Domnul Andronic, îi trebuie, doamne, mașină omologată, nu s-a lăsat un pic să răspundă domnul Andronic, domnului, vă rog, imediat. Acei câini care sunt deținuți de proprietar, trebuie să fie microchipat și să fie înregistrat în cartelul de viteză, dar fie înregistrat la voi. Am înțeles. Deci trebuie să fie vaccinat, trebuie să fie deparacitat. Doamna Arsene, ce-ați vrut să mai spuneți? Acum 3 ani am făcut 400 de scălători, știi, cetățenii din Negru, pentru sterilizarea câinilor. I-am dat lui doamna Mihalache, da? Zidei lui domnul președinte, lui soțul său. Așa? Nu, să știi ce s-a făcut, am dus la 4 ani și am pierdut cărțile dinapoi, a zis că eu dau un soțul, să s-a făcut. S-au pierdut, am înțeles. Alte intervenții domnilor consilier local. Am eu. Da, să vă spuneți. Și există de sterilizare în am înțeles. Pe prevenție. Aruncăm bani, exact ce-a spus, 150 milioane de euro. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Eu am scris atâta frumânte. Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Negreș pe trimestrul al 3-lea 2019, cele 4 comisii avizele. Comisia economică a desfavorat. Bun. Discuții, întrebări? Doamna Bugeanu este în sală? Da, nu am văzut. Cine este pentru? Nu, am eu. Vă rog, voi, dar ridicați mâna la timp, domnul Rus. Da, tu pic, domnul. Deci la contul de execuție, m-am uitat pe contul de execuție, atât pe cel de la 6 luni, cât și pe cel de la 9 luni. Aș vrea să atrag atenția aici, pentru că pe secțiunea de cheltuieli, de exemplu, procentul de realizare a cheltuielilor este de 45,65%, la 30 septembrie, dar lucrul care cred eu că e alarmant e în secțiunea de dezvoltare 3,86% versus secțiunea de funcționare 75,86%. Se observă foarte simplu că foarte puțin bani se cheltuie pentru dezvoltarea orașului și majoritatea banilor pe care avem se duce în secțiunea de funcționare. O lucru ăsta știți bine că 3,86,75, asta e secțiunea. Mai este vorba de explicațiile imediat. Mai este, da. Mai este, da. Mai este, da. În vară tot 3,5% era și prin urmare ăsta e un lucru. Domnul consilier, aveți o întrebare sau ați spus o constatare? Nu, vreau să atrag atenția asupra faptului că sunt cheltuiți puțin bani la 30 septembrie la secțiunea de dezvoltare. Ați intervenții? Răspund eu sau doamna Gugeanu sau doamnul domnului Cernăsău? Îi dau eu voie. Scuzați, doamna președinte, în voie. Doamna Gugeanu, vă rog. Deci, aș putea să spun că procentul acesta este așa de exemplu că m-am raportat la valori previzionate în buget pentru contractele de finanțare PNDL-ul. La PNDL se știe că nu s-a putut asigura o finanțare și au rămas cumva în suspans anul acesta. Iar pe de altă parte, se mai știe că bugetul s-a aprobat destul de târziu și nu a fost prea mult timp pentru execuție. Da. Mai putem, dar voi, doamna președinte? Nu. Vă rog. Mai dacă vă spuneți deci, la ora 4. Dânsa a făcut referire doar la PNDL, dar trebuie să avem în vedere și banii pentru piață care sunt prinși tot în secțiunea aceasta, da? Bani care, mulțumită modificărilor din ordonanța 12, o să avem lucrată și cheltuit. Curiozitate, s-a înțeles cineva la licitație? Dane? S-a înțeles cineva la licitație? Dacă vorbim de licitația, procedura simplificată, publicată pe SICAP, nu s-a scris nimeni, încercăm acum o altă procedură cu denumirea negocierii fără publicare prealabilă, care constă în emitere la mai multă licitație, am transmis la 5-6 societăți, așteptăm răspunsul. Ca termen de răspuns, cred că tot dacă ține bine minte, ceva 6-7 decembrie.
nu se emite legea asta de chestia asta, adică nu se emite perfect legal. Da. Alte întrebări? Mulțumesc. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, domnul Rotariu și domnul Rusu. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvirări de credite bugetare. Avizele la cele patru comisii? Comisia Economică a venit favorabilă. Discuții, întrebări? Noi aici avem amendamente? La direct, da. Da. Am rugămintea să dăm citire amendamentelor din comisie, vă rog. Nu la direct? Aici. Aici am venit cu un raport care e notificarea proiectului. Da. Nu se întâmplă la capitolul 51 al decizii de era inițial 230 de mii, am cerut corectare la 200 de mii, iar la articolul 65.04 amendamentele pe care oricum le avem și noi pe masă, la votat. Cine este pentru? Împotriva? Abține? 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 50.000 de lei din bugetul local al orașului Negreș, lăcașelor de cult. Cele trei avize? Comisia Economică de favorabilă. Un cult bun. Domnul Rotariu. Nu știu cum compune. Știu că la Parohia Cărgănești au fost mai multe cereri în care s-au cerut bani, dar nu știu niciodată și a dat sumări de la Cărgănești niciun bani. Propun să ia 10.000 de lei de la Parohia Barbarii să se dea la Parohia Cărgănești. Deci, respectam juridice. Domnul Rotariu. Parohia de la Cărgănești a primit acolo. Domnul Rotariu, propunerea dumneavoastră este, vă rog să repetați colegii noștri au vorbit în timpul ședinței. Să ia 10.000 de lei de la Parohia Barba, trebuie să dea la Parohia Mai dăm o bilet dacă mai ai acolo. Mai trebuie un lucru. Doamna Teneta, domnul Rotariu are o propunere a 10.000 de lei. Deci noi ce sume aruncăm, cum le avem prins acolo? 20 și 30 de mii, da? Pune tine de vot, oameni. Deci, înțeleg că se dorește o modificare? Se propune o modificare. Se propune o modificare. Da. Deci, repet, parohia părintelui Avram a primit banii în acești ani, nu așa cum spune domnul consilier Rotariu. Bun. Avem o... Vă rog, domnul Popa. Continu, ce a spus domnul primar, e clar că a primit și nu știu dacă a mai solicitat. Cum, dăm bani la cineva care nu a solicitat? Eu dacă mi-aduc aminte, 5.000. 15.000 de lei am dat. Doamna Mugean, avem o solicitare din partea parohiei Căzănești? Bun, la urmă, deci a fost o solicitare și s-a primit bani conform hotărârii numărul 43 din 23.07, 15.000 de lei. Și cât a cerut? 15.000 a venit. Da? Dacă nu avem solicitare din partea parohiei, da, dar solicită un consilier local. Dar trebuie să solicite și parohia. Spune pentru ce? Da, te rog. La comisii s-a adus în discuție dacă banii alocați până acum au fost justificați de către beneficiari. Am discutat ulterior în suplător, m-am întâlnit cu cineva de la Paralia Negreși 3, care m-a asigurat că astăzi nu s-a reușit, dar mâine dimineața, la prima oră, toate documentele vor fi în 2-3 exemplare la dumneavoastră cu justificarea.
În urmare, mi s-a spus că acolo nu sunt probleme și că toate sumele sunt deja, nu s-a reușit până la ședința astăzi, dar mâine, în cursul zilei de mâine, voi ajunge justificările. Trebuie să înțeleg că la acest moment nu avem o solicitare. Nu, de justificare a sumelor, da. Ce s-a făcut? Nu au ajuns actele, dar justificare există. Și spunea că la parohia 3 o să mai fie nevoie de un ajutor financiar pentru tot ce înseamnă dotări, instalații sanitare, bucătărie, instalații de gaz. Acolo o să trebuia să se mai dă un ajutor părintele, la parohia 3. Păi trebuie să așteptăm numărarea voturilor și eu n-am primit buletin de vot. Nu știu nimic, efectiv. Puneți un pic de păcălăgie. Nu am că sunt oameni completat, am plecat. Bun, trebuie să fi trecut în procesul de bază, nu mi s-a supus la vot amendamentul meu, dar nici eu n-am semnat pentru că m-am votat cu n-am asupra. Și eu vreau să se specifice că înainte de a supune la vot acest lucru, deja se votase. Pentru ce să vot supune la vot? Păi da, doamna secretar, pentru că s-a votat în timp ce se vorbea. Și eu nu am avut timp nici să pun în discuție absolut nimic. Da. E nevoie, da, nu e nevoie să eu am oprit urna cu ultimele 5-6 voturi, s-au pus după... Da, dar el taxă. Da, eu am el taxă. De ce trebuie să votăm secret? Chiar nu înțeleg. Așa trebuie. Pentru că este... Nu mai înțeleg. Legea prevede că e vorba de persoane fizică sau juridică, trebuie să faci vot secret. Obligator. Păi nu, după aceea o să vină domnul Rosariu care spune așa, că uite, domnule, nu este legal. Deci, să presupunem că acea solicitare nu exista. Bun, nu există hârtia, nu există nici justificare. De la preot. Da? De la preot. Bogdan a făcut o propunere. Nu puteam pune propunerea în discuție cât timp nu exista justificarea. Am înțeles acest lucru și compartimentul economic îl confirmă. Întrebarea mea este următoarea. De ce înainte de a termina dezbaterea pe proiect s-a votat? Eu mă întreb. Da, ești președinte, da? De ce-i permis votarea? Eu am... Pentru că vă urmăream pe voi să discutați și l-am văzut că se uitează, la un moment dat m-am trezit cutia că vine peste mine. Eu am dat drumul la... Sunt un om, nu am cinci capete. Doamna președinte. Eu am dat... Vă rog, domnul profesor. Nu schimbă cu nimic problema. Noi am votat alocarea sumei de 50.000. Am înțeles asta. Am înțeles. Dar am votat pe timpul de state. Nu putem 10.000 în proiect. Dar nu vreau să dar... Mie de trebuie să trebuie să la 4 parohii. Dacă nu vreau să ne vedere să votat. Nu vreau să ne vedere. Bogdan, hai să facem promptul când și eu n-am votat. Vreau ca să amintiți. Da. Și asta e. Nu, atunci facem asta. Vă propun... 5 minute de pauză și facem... Dacă nu vă propun vot... Domnul Ova Marzo spunea... Hai, până mâine, până mâine, până mâine. Deci voi am să văd, în proiectul de votări, de consiliu local, am făcut pentru ce se dau bani. S-a făcut solicitare din partea parohiei și spune pentru ce se dau banii. Deci nu poți să dai la o biserică dacă nu ai făcut solicitare și nu știi pentru ce. Da, și doamna Jeni, trebuie să vedem dacă a scris în procesul verbal că doamna Duceanu a spus că parohia Cătănești nu are o astfel de solicitare. Da? Că dacă are... Nu zice, că nu dar unde dacă cererea a fost dirijată către compartimentul contabilitate. Încă o dată, doamna Duceanu, vă rog să spuneți de unde avem solicitări, de la care parohia avem solicitări? Dar în preambulul proiectului de hotărâri menționat solicitarea. Fiecare, dacă vă uitați pe proiectul de hotărâri. Deci nu pot să faci solicitări. Alucăm bani pentru ce? Pentru că nu avem solicitare, oamenii. Doamna Jeni, ar trebui să scrieți în procesul verbal că doamna Cugea... Am dat bani, am dat și eu. Vă rog, a răspuns că primăria, că parohia Cătănești Vodeni nu are nicio solicitare? Da, cuprinți bani în bani la... Așa. Și faci votare mă voi doi și faci. Primim... Votare la întrebări? 1.30.20. Buletinele de vot. Ei, dacă așa trebuie făcut doamna Peta, personal presiune de ce faci. Aveți, știți, vreau să nu spun nimic.
Dar ce se face? Dacă n-am fost așa, de cuvânt, dar nu pot să intre. Să știți că doamna Mora chiar intenționat să vota. Nu-i adevărat, da? Ba da, confirm. Și eu vreau să mulțumesc că ai fost așa de plăcută. Mi-ai ridicat mingea la mine. A, da? E mai detaliat. Am zis că e o formalitate. Asta e ultima sumă din bugetul Rugii? Sau mai sunt așa? Nu, eu mi-a dat două. Da, da, da. Mai... Votăm cu candid, vrem sau... Putem vrema, doamna... Doamna Prima, cu totul a primit toată lumea cu mine de nevoie. Era votează acum. Da, vă rog dacă aveți zici că doamna de să vă explicăm și modalitatea de vot. Doamna Secretar, modalitatea de vot. E bine așa, lăsați-i bine așa. Dar fiți atenți, vă rog. Că părintele vota și eu. Vedeți că pe buletinul de vot cifrele sunt inversate, da? 20 cu 30, da? HCL 98 din 20 decembrie și articolul 38 din HCL 98.
privind înființarea clubului sportiv Orășenesc Negrești, avizele celor patru comisii. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia învățământ, cultii favorabil. Aviz favorabil. Juridic favorabil. Da. Întrebări dacă sunt? Eu am întrebări pentru domnul inițiator. Vă rog să spuneți, domnul inițiator, ce solicitați? Dar trebuie să faceți că lumea ți-a asigurat fondurile necesare întreținerii bazelor. Nu să a atras gaza ta la discurs de la bază. Nu avem poziții proprii la stadion. Am zis rămân tot. Luați-ne înapoi să facem mult. În primării, poate totuși așa vă gândiți, să nu-i mai lasă la mișto să-i spuneți că baia vostru, baia vostru, și așa luați la vrea să-l la primării. Dar nu v-ați angajat că dumneavoastră să vă faceți. Da, da, a spus că ne asigurați pentru administrarea lor, dar a spus, nu ați spus. Am plecat atunci că asigurăm oamenii care să se plătească bază. Păi da, dar cu 4 lei de spus să plătești oamenii care să se plătească. Da. Gata. Curentă, luăm înapoi. Fac și eu o remarcă aici, că știți că la sala de sport de la Vale încă n-au prioritate copii și au prioritate adulți. La care sala? La sala de la Vale, da. Și încă vă încă o opțiune. Clar, mă rog, observați, nu opțiune de sala de la sport. Vă rog să refaceți celul iluminatul și de la sala de sport de la Vale. Da, nu este echipcean. Nu puteam să intervenim pentru că voi erați până acum. După această hotărâre... După această hotărâre ai să ai lumină. Sper poate totuși și gras să tragem acolo de un primar, pentru că nu se poate să facă. Da, e frig. Copiii da. Care o să meargă acolo, plus la competiții de handbal, nu ca la fotbal sau nu știu ce, acolo sunt mulți mai sedenți. Au venit arbitri din divizia săptămâna trecută și nu au vrut să dăi drumul la meci din cauza frigului din sat. Și a iluminat, în general. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Toate am vrea să-l facem. Ar, 22. Proiect de hotărâre nu mai. Care mai. Da, stați-mă de acum ați băgat în priză, dacă aș exista continuu. Analiza adresei depusă de 10 utilități. Înființarea unei platforme. Să mai citesc? Am citit la seara. Da? Aveți discuție aici? Organizația Națională Cercetării României. Vă rog, ați bine pentru acea platformă și pentru deșeuri vegetale. Și pentru deșeuri animale și una în gaz. Nu, nu se poate. Sau o altă platformă pentru deșeuri. Sau? Deci legea ne obligă să încheiem contract cu o firmă autorizată de fost rotan care fost, am avut contractul ăsta acum. Nu ai voie să arunci leșuri nicăieri. Nu leșuri. Deșeuri animale. Deșeuri. Animale. Nu, nu, Bogdanul. Cu noi, că noi am deșeuri animale. Bale, că noi putem face la o lună. Deșeuri animale. Acea platformă din care a fost așa. Întrebare, deșeuri vegetale din spațiu public, de la persoane mai crenci, frunze, prefinți. Sunteți un bărbat din ceea ce știu eu. Dar n-am spart. Eu acasă, da, vezi, eu acasă, într-un colț de grădină, îmi duc toate frunzele. Doar n-am mai dat în cotrezească pentru că ele înseamnă încășoare. Da, avem o solicitare, cred că este o revenire, că am avut și luna trecută, din câte țin minte, de la Organizația Cercetașii României, privitor cu un spațiu și țin minte că în ședința trecută a fost dat către domnul jurist să răspundă care este situația juridică a spațiului. Dacă domnul jurist nu mai este aici, eu pot să vă spun și am să mă așez pe ideea de a lua acel spațiu care este ținut degeaba acolo, vis-a-vis de... Dar cine l-a de la cineva acolo? Da, Pavel, dacă nu greșesc, mă rog, cred că nu greșesc, și ține degeaba. Eu sper să înțeleagă și merge pe ideea de a le da copiilor să-și facă activitățile, pentru că Iulian Andru chiar face activități în bază. Eu am notat că domnul primar promite că de la Casa de Cultură își face. Chiar am scris așa, știți. Sper să îmi detene pe Dan Bladea. Poate. Da, dar la Casa de Cultură le dă. Da, vis-a-vis de telefonie. Este o adresă a școlii Mihai David, referitoare la gunoi, da? Îmi pare rău. A citit-o? A citit-o. Dulci foc. Asta a cui? Tot Mihai David? Nu.
Am avut două la discuție? Nu mai știu. Deci dacă începi să discuți despre gunoi, eu mă ridic și plec. Mă scuzați, vă așa. Un reprezentant pentru grădiniță, da? La Comisia de Calitate. Din Consiliul Local. Da? Nu-l stabiliți astăzi? Ați solicit, dar nu, dacă nu puteți. Dacă nu puteți, că nu din decembrie, da? Da, da. Eu vă rog, rămân în continuare, nu? Asta e... Apropo, din până găsesc doamna președinte, haideți să vă spun și eu, am primit telefon directorul Cunterea și-o departe. Iar de la noi? De la Catrichea. Am primit telefon de la Curtea de Conturi, prin care mi s-a spus nu cumva să dăm foc la gunoi, că vom amendă. Vom amendă și mi s-a sugerat să luăm gunoi, avem vreo 4 containere pline ochi, să luăm gunoi așa, că eu pun că să le ducem prin oraș, să spunem. Asta este soluția care o venim gata. Eu propun ca să fie la fiecare lucru. Noi mă gream la profesor și director două puncte. Am și cele două. Da, și cele două. Am și cele două. Domnilor, vă rog, o să spuneți că n-am fost în stare să fac o ședință scurtă. Plângerea prealabilă și... Le-am văzut. A domnului Hagiu. Mai avem o solicitare a domnului Boitan, care dorește să desfășoare activitatea sportivă în sala de sport a liceului Nicolae Iorga de pe strada Decebal în perioada 2 noiembrie 4 aprilie, în zilele de sâmbătă de la 14 la 16 și duminică de la 12 la 14. Ne-am uitat, corectez, nu e strada Nicolae Iorga, strada Decebal. Liceul Nicolae Iorga. Așa, da, da. Sunteți folosit. Sau așa și m-a pus pe ședință. Eu, Consiliul Local, m-am votat, așa. Am văzut la sport. Ce scriu? Către cine? Vreau să rog conducerea liceului Nicolae Iorga și da? Și când spun conduce, mă uit la domnul director și la domnul Cristian Iscu, să dați o mână de ajutor, pentru că Iulian face activitate frumoasă cu copiii și cu copiii noștri ai Negreștului. Fiind copiii pe vreme de iarnă, nu putem să-i ducem nici la sala de sport de la Vale, nici la sala de la Mihai David. Două ori sâmbătă, două ori duminica, rugămintea mea, dați-i. E vorba de noi, domnul primar, mă scuzați că eu știu mai bine. Nici domnul director nu are legătură cu are program ăsta. Nu, profesoara dimineața face și basket, Costel după amiază nu știu ce face. Da, da, stați un pic, Sunt obosită, dar cere omul pentru sâmbătă și duminică, deci trebuie corelat programul cu ceea ce are curierul. Exact, asta nu știu să spun, dar care curierul a fost? Da, curierul a de la duminică, da? Bun, și nu pot corela programul ca să-i trece două ore. Da, sunt tot odată să-ți vorbă. Păi, dar să întâlnesc și să pun de acord. Să punctează împreună. Bun. Tot de la școala Mihai Damian aduce la cunoștință că nu deține autorizație de securitate la incendiu. Grădinița Prichindel se plânge de faptul că nu asigură condiții optime și temperatura nu trece de 15 grade și acolo sunt preșcolari. Am discutat astăzi, da? Și am să vă rog, doamna președinte, să-mi dați voie două minute să discutăm un pic această problemă. Doamna președinte, Trebuie că am plecat, că era fost doamna președinte. Deci noi am rezolvat problema încălzirii la Mihai Tare, dar am rămas cu cele 7 grupe de copii la grădiniță. Astăzi am discutat împreună cu doamna Lenuța Gugeanu, cu domnul viceprimar și cu domnul inginer Răspase. Și întrucât ordonanța 12 suferă modificări și ne lasă excedentul la sfârșitul anului, să putem utiliza și în 2020, am gândit să mergem pe varianta să mai alocăm niște bănuți din bugetul local și să ne includem pe acel PNDL 2, unde după proiectare o rezultat o sumă mult mai mare și atunci venim în completare cu suma, cu diferența de sumă, astfel încât să putem rezolva tot ce cuprinde acel proiect. Cât? Drept am grăit, doamna Lenuța. PDL 2 a spus? PDL 2. Care e proiect? Erau 12 proiecte. Nu a fost... De 11. Nu
Corrigez, de ce spuneți 12? Poate greșesc. Poate vă referiți la 12 evanghelii, nu? Grădinița de la Prichindel. Doar Prichindel. Nu putem aborda că nu avem bani. Diferența era de 20 de miliarde și nu e. Mai avem o solicitare de la Fundația World Vision prin doamna Magdalena Cămănaru, care ne solicită un spațiu de birou cu suprafața maximă de 150 de metri pătrați pentru desfășurarea activităților Centrului Regional de Resurse Comunitare, dar care să îndeplinească condițiile privind avizarea, autorizarea de securitate la incendiu. Toată lumea cu incendiu. Și am să vă rog, doamna președinte, să mă mai lăsați și aici în minute. Deci, am avut o discuție. Îmi dați voi? Da. Deci, dă și solicită un spațiu mai mare decât cel care l-au aici pe Sadoveanu, spațiu în care mănâncă, ia masa caldă, vreo 20 de copii ai mei creștului. O firmă de catering le aduce mâncare la copii și o masă caldă la prânz, după cum. Este improprie încăpere, e de 3 pe 4, cam așa ceva, e foarte sărbător, știi? Aici, și mă gândeam să le punem la dispoziție acel spațiu care a funcționat ca și magazin de încălțăminte o vreme concesionat de Costoi, spațiul pe care noi l-am scos la licitație, dacă mi-am amintesc, o dată sau de două ori, tarifele fiind foarte mari, nu s-au prezentat, nu s-au prezentat nimeni. Am avut solicitare pentru magazin de salam, nu? De produse din care. Da, și vă ridic o firmă și trebuiau două sfârșire. Eu vă supun atenție dumneavoastră la această idee și dacă o îmbrățișați, venim cu un proiect de hotărâre. Întrebare. Ori Vision plătește ceva pentru acest spațiu, dar nu. Adică de asociație. Nu, că e asociație. N-ar trebui să plătească. Domnul profesor, plătește care dă mâncare la copiii noștri ai mei. Dar nu trebuie să mai luăm și bani. Am întrebat. Deci copii 20? 15-20 de copii. La 12, la 1, poate vină la casină. Nu. E cu totul altceva, Cristi. Nu amestecă. Dar nu-i dai eu mâncare. Nu pot. Eu fac și alte activități acolo. Fac și tenere. Deci nu-i doar să fie mare. Dacă am ajuns la spațiu, doamna președinte, și puteți să ne dumneavoastră mai mult, dacă întrebare cumva retorică. Este doctorul din avare care vreau să facă... Băi, centru de permanență? Când îi dă drumul? Îi dă drumul, îi dă drumul. Eu am vorbit cu doamna Grafițoi, cu doamna Grafițoi, și săptămâna trecută, cred că aștepta o avizare, dacă nu mă înșel, nu doamna doctor, dar ce fac săptămâna trecută a spus că așteaptă? Da, nu mai știi istoria. Ce-a avut? Nu, când a avut? Pe gaz gris, la curent electric așteaptă. Așa. Așa, am vorbit și astăzi cu domnul Ovei și am presa că dacă nu mâine, cât de curent face raportul. Să așteptăm în conjurul local, să ne informez. Deja primește pacienți pentru înscriere, dumneavoastră la cabinetul medical. S-a făcut delimitarea pe spații. Știu care e tot S-a făcut delimitarea pe spații. Ce înseamnă suprafață centru, cabinet de medicină de familie și ce înseamnă suprafață pentru centru de permanență. Eu vreau să mai pun în discuție cazul de la Cioatele, cu familia Tipa, da? Tipa. Am înțeles că acolo există o problemă, sunt 6 copii sau cât de mult? 6 copii, două, o fetiță de 15 ani, una de 14 ani, 3 băieței, 9, 6 și 3 ani și o fetiță de 1 an și jumătate. Acum, întrebarea mea și sugestia mea și următoarea.
există o strategie la nivelul DAS-ului și a primăriei în care toți cei care vor să contribuie să fie incluși în această strategie, să nu se ducă aceste ajutoare la întâmplare, fiecare duce o ușă sau un geam sau știu eu ce, da? Vă răspund eu până vine părintele, nu niciun fel de problemă. Că mai sunt oricum și alte cazuri sociale la nivelul Negreștiului, nu-i singurul și acum înainte de Crăciun. Vă răspund, doamna președintă, deci cazul meu este cunoscut, ne-am implicat de la bun început, le-am acordat le-am dat un ajutor de mormântare familiei, centrul de tineret s-a implicat și a adunat hăinuți încălțăminte și a dus la copii, în mâncare. Acum câteva zile împreună cu părintele, eu l-am sunat părintele și părintele foarte amabil și am mers acolo, am găsit copiii într-o situație bună în sensul că am văzut dragostea mamei și sunt îngrijiți și asta pe noi. Deci copiii suntem cu mamă, nu? Părinte, vrând nevrând, am dezvoltat din doamna președintă, dezvoltă subiectul de la cioacă. Și spunea că a fost acolo împreună. Părintele s-a implicat, îmi dați voie să continui și mai puteți să spun. Părintele s-a implicat foarte mult. M-a sunat aseară și m-a bucurat în sensul că sunt mulți oameni care și-au exprimat dorința de a ajuta, chiar oameni care au spus să le construim casă sau le cumpărăm casă, o să spunem, da? Direcția de asistență socială. Au găsit și dâns și soluție să aloce docul, să alocăm într-un om de bine, 290 de ani, să cumpărăm căsuța asta unde stau ei la floare acum. Eu am așat pe ideea să le construim casă, nouă, pentru că părintele ne asigură de tot sprijinul, noi doar să punem la dispoziție terenul, să avem teren la cioate, avem acele locuri de casă. Părinte, vă rog, n-aș vrea să discutăm, trebuie să dați mai multe. Am și o sugestie, totuși, pe viitor, n-ar fi bine să amenajăm un spațiu în care să primim astfel de familii când... Am avut. Și la spital acolo amenajat o cameră, două, trei, pentru astfel de familii, pentru că, vedeți că, vrând nevrând, sunt foarte multe familii în situația asta. Părintele are răspunsul, iertați-mă, doamna. Mă puteam și doamna. Da, eu am spațiu, dar copiii nu vor să plece de acolo, că... Le-am cerut să vină acolo. Ei știu că ei vor să stăi împreună cu mama acolo. Da. I-a zis pe viitor, pentru că cu siguranță o să mai fie. Au mai fost și alte... Avem spațiu la Parpaneta, centru social, centru Spiridon. Mai sunt cazuri în care le-au făcut casă, și nu au unui stat. Adică am amenajat niște spații care le avem. Domnul Bogdan. Și la centru social sunt... Tocmai pentru asta am cerut data trecută bani, să fiu sprijinit, să termin centru social Sfântul Spiridon. Este terminat și acolo se pot caza măcar 30 de persoane în situații de risc. Pe tocmai în sensul ăsta. Întrebarea mea, domnul Mare, era și următoare. Mă interesează să fie ceva amenajat în care putem primi imediat. Asta mă interesează. Nu știu, poate până determină azi, mâine, până tine. Dar noi. Domnul primar, eu vreau să știu dacă cineva se ocupă în sine de caz, pentru că copiii sunt foarte imediate. Direcția de asistență socială se ocupă zi de zi. O persoană care să ia legătura cu noi, cu școlile, eu pot să mă duc să vedem cum putem să ajutăm toți. Comunitatea locală, dar unul, sunt expuși mediatic foarte mult, plus copiii ăștia au nevoie de consiliere emoțională și psihologică. Sunt monitorizați de oamenii de la direcția de asistență socială. Sunt acele două sau trei doamne care merg. Adică trebuie să fie cineva care să-i spună mamei acolo că nu e obligat să fie așa să poți lase copiii la prima și așa mai departe. Fetița cea mai mare a scopilului. Mare, da, adică eu știu puțin istoricul cazului, m-am interesat și nu, e clar că mama nu e pregătită pentru asta. Și mama are probleme de sănătate și cunoaște-mă. Păi dă seama, sunt tatăl care i-au abuzat și... Cunoaște-mă de aproape probleme de sănătate. Ziceți-ne-am. Eu am vrut să vă spun, dar dați loc în casă, acolo faceți casă. Terenul cel acolo. Și faceți cu extinderea de terenie electrice. Deja sunt trei familii care au casă făcute, vor să mute și nu au nimic. O să o rezolvăm și pe asta, clar. Deci s-a demarat. Deci s-a spus, doamnă, că apară, spus că nu e... S-a demarat cu cadastru. Deci suntem în fața care se face cadastru. Nu există, nu se poate face. Și ce primul pas. Domnul Cavar, mai spuneți-vă, cum e cu cadastru? S-a demarat.
eu, pentru că e vorba de un... Revin la intervenția... Revin la intervenția lui Bogdan, să-i trea doamna președinte. Cu aia lui Bogdan. Părintele are o soluție. Mai avem o soluție, cu bătaie mai lungă. La anul de marăm lucrările la cele două scări de bloc ANR acolo sus. Cred că nu-i lipsit de interes să lăsăm două apartamente sau, eu știu, trei, cât crede de cuvinte, să lăsăm de rezervă pentru o astfel de situație. S-au mai propus chestia asta niciodată, nu s-o... Pentru că... Că au fost cereri, că au zis, domnule, le țineți pe sub mână, au sărit toți în aer, care țara de noi. Depinde de noi. Legat de problema de cazul copiilor ăștia, o să facem casă, o să-i ajutăm inclusiv cu cadastru, cu curent. Asta se va întâmpla undeva din primăvară încolo. Problema este ce facem cu copiii ăștia ca să treacă iarna. Cred că cea mai în măsură să ne dirigez un pic pe toți, inclusiv școli. Eu la școală pot să organizez o colectă. Nu e prima dată când am făcut și luam oameni ca lumea la școală, puteam strânge și niște bani, cred. Părintele ar trebui să ne spună ce necesități sunt, ce urgențe sunt. Și după aia, să nu se ducă pe care... Adică nu știu cât e, cu saci, cu mâncare, cu așa, să nu mai e bun să vor. Părintele trebuie să știe exact cum fac un plan. Domnule, trebuie asta. Asta nu știu eu, deci se ocupă DAS-ul și coordonează cazul sau se ocupă părintele sau altcineva. Ca să știm cu cine vorbim. Părinte, țineți minte și ați spus, domnul Romanescu voia să spună ceva și de mult voia să spună. Doamna președinte, vreau să spun același lucru pe care l-a spus domnul Onel privind cioatele. Va trebui, nu știu dacă până la sfârșitul anului, luna viitoare, mai putem repartiza vreo sumă acolo privind energia electrică, dar pe parcurs va trebui să avem un vedere. De exemplu, noi am acolo există un teren al primării pentru locuri de casă. S-au acordat. S-au construit, dar nu ne-am gândit și la utilități. Deci, nu ne-am gândit la drum, la energie electrică, și la alte probleme de la alta. Va trebui în parcurs să ne gândim cu oameni. Dar curentul. Domnul Rusu, era părinte. Stau așa, da? Părinte. Am dorit ce m-a întrebat. Domnul consilier. Nu știu cum mă cheamă. Deocamdată, vorbim și noi cu cea măcar aici, Păretul. Deocamdată, vă spun așa, în țară și în străinătate s-au mobilizat sute de oameni. Am încărcat vă trei ori telefon, nu reușesc să răspund la toți. La cât am putut am răspuns, am dat direcția proiectului acestea cu copiii, mulți au avut haine, jucării, așa, 10, 20, 30, 50, mai știu la cât am spus, da, trimiteți, am dat adresa, am spus, gata, să până aici. După facem depozit de haine și de alimente la 10, da? Și le-am cerut să vireze contul parohiei, că așa am procedat și la celelalte două case pe care le-am construit, o sumă pe care doresc să o specificația pentru familia tipa. Conform bugetului pe care îl vom avea în primăvară, ne vom apuca de casă. Plus că sunt câteva persoane, un pic. Contul biserici. N-am apucat decât pe contul biserici, acolo eu trebuie să neapărat să scot parcurs pe fiecare bani care intră în contul biserici. Nu e un cont personal, ca să nu fie niciun fel de discuție. Apoi, sunt persoane care m-au sunat, un preot, de exemplu, de la Episcopia Suceavei, care a zis că el o să-mi dea materiale de construcție, care trebuie de construcție. Altcineva deja a virat 1000 de euro și o să mai vireze până începem construcția casă. Și sunt mulți oameni, acum eu nu m-am uitat în fond, dar foarte mulți oameni s-au mobilizat. Plus, de atâta am și eu un contact cu 300 de donatori din țară și străinătate cu care lucrez, pe care am un grup și cu care lucrez la toate proiectele sociale în care sunt implicați, în care le derulez la Paște, Crăciun și tot ce mai departe la începutul anului școlar. Deocamdată să strângem bani, în primăvară să avem cadrul juridic la teren și în primăvară, cu banii adunați din data de 27 încolo, tot ce intră în contul parohiei, mai puțin banii de la proiectul european, vor fi bani pentru familia tipa, da? Și vom care treabă. Domnul Rusu. Voiam să
intervin pe problema semnalată de colegii mei din sector la CATV de domnul Romanescu. Astăzi am avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu extinderea unei rețele de electricitate, în care mi s-a explicat că pentru domnul inginer Tăi se spunea că pentru a se afla o sumă, s-a demarat un calcul tehnico-economic la compania de electricitate. Eu cred că n-ar fi. O să strângeți în cadrul primăriei solicitări de la cetățenii din zonă și să înaintați spre dotaș pentru a se face un astfel de investiție, pentru că există de acest calcul tehnico-economic posibilitatea de investiție tripartită, beneficiar primărie și distribuitorul din zonă. Deci, vă încurajez, strângeți solicitările de așa, duceți la primărie, faceți o adresă cu anexele în spate, se solicită pentru locația, distanța și numărul de case și te puneți tonul la Ion ca să primiți un răspuns. Trotuar așa că este două luni de zile, este făcut de mers din partea noastră. Chiar eu am. Da, eu sper ca până în primăvară cu Nigel să avem și partea bine ca să putem da drumul la cioate de specialitate. Dacă nu mai sunt probleme, ce zice aici?